Doamne, întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Isus. Doamne, întindeți mâna și apoi, prin mâinile apostolilor, se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe, și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Dar mai înainte de mâinile apostolilor, atenție, rugăciunea la mâna lui Dumnezeu, care nu era numai mâna lui Dumnezeu, atenție, era și cuvântul lui Dumnezeu, nu? Am văzut un iepuraș? În Petru și Ioan, la ai lor, nu? După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, s-au ridicat și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul și pământul, mare și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru, David, fugăritul, ce văd în momentul acesta, fugăritul, voi ridica din nou cortul lui David, fugăritul, de aici colo, de aici colo, nu era stabil și nici n-a putut să facă o casă, nu? Ce a construit-o, nu tu vei zidi o casă, căci ești om de război, ci fiul care va ieși din tine, va construi o casă Domnului. Deci, atenție, cum văd eu cortul lui David, nu? Fratele de renovație a adus ce a fost cortul lui David și cum a fost dărâmat, istorie care eu nu cunosc, atenție, eu spun ce văd eu, nu? Căci numai David văd, numai om după inima lui Dumnezeu, numai pe David îl văd. Și David n-a putut să construiască o casă și n-a fost într-o casă, nu? Atenție! Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, îl face părinte, nu? Robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă în roatele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său, unsul cu U mare, său, cu S mare, care este Domnul Isus. Nu. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său, Domnului Dumnezeului meu, nu? Deci atenție, frumusețea lui Dumnezeu când Domnul folosește doi în unu. Deci s-a unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Atenție, Dumnezeu care s-a făcut trup, nu? S-a întrupat Dumnezeu, vin eu la voi, cuvântul, nu? Și este Domnul Iisus, unsul său, atenție, doi în unu, nu? Când cineva se împotrivește împotriva lui Dumnezeu sau vorbește împotriva Domnului Isus, vorbește împotriva lui Dumnezeu care era mai înainte. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și s-a întrupat și a coborât printre noi plin de adevăr și de har. Nu? Deci, atenție, când se folosesc, se bagă doi în unu, nu? Dar la început era cuvântul, nu? În adevăr, la început Duhul lui Dumnezeu umbla peste ape, atenție. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău.
sfatul tău, din doi în una, din doi una, nu, mâna ta și sfatul tău, atenție, mâna ta, frate drag, am văzut în această dimineață, nu, frate drag, ai adus mesajul tău, nu, aseară, foarte bun, foarte bun, ce plăcut este, când se adună în numele Domnului oamenii, foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult, tot mesajul, tot ce ai vorbit, frate drag. Mesajul este, nu l-am făcut screenshot, sper să-l găsesc repede. Mai face Dumnezeu minuni azi? Dezbatere Ipoenar F. Ianovici D. Mihalache. Okay. Pe scaunul de judecători, frați dragi, acela este scaunul judecătorilor. Am adus, este adevărat că am adus 4 ucenici, 2 preoți, nu, chemați, nu, și 2 judecători. Dar atenție, frate dragi. Atenție la judecători, căci este mai mult. Sunt descoperiri, nu? Deci, frate dragi, ați adus material, judecată, în răspuns, întrebări din popor și răspunsuri, atenție, era prezent preotul, atenție că nu oricine este judecător, atenție, frați dragi, veneau întrebările din popor și erau judecate, nu, de Consiliul Judecătorilor, nu, judecătoresc, atenție. Despre minuni, nu, subiectul, mai face Dumnezeu minuni azi, nu? S-a răspuns, s-au pus întrebări despre minuni, nu? Deci, versetul ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău, nu? Căci, frate drag, nu, ai vorbit despre punerea mâinilor din partea prezbiterilor, nu? Efectul pe care îl face punerea mâinilor din partea prezbiterilor, adică oameni unși să facă lucrul acesta, nu? Dar în minutul acesta, tot materialul pe care l-am găsit, eu mâna n-am văzut-o decât acum, nu? Eu când mă așez aici, sunt câteva secunde în care refac, trec prin toată Evanghelia cu tot ce a însemnat și n-am începutul niciodată. N-am începutul, de unde să încep? Și încep iarăși să trec tot de la început până la sfârșit, de la facerea până la Apocalipsa, să văd începutul. Nu. Și începutul pe care l-am găsit în dimineața aceasta este acest pasaj, Petru și Ioan la ai lor, nu? Unde eu văd mâna Domnului, mâna. Tu ai vorbit de mâinile prezbiterilor, nu? Dar eu văd aici, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău, că sunt doi. Atenție că plecăm la drum cu doi. Uniți, nu, numai noi nu suntem uniți, doi uniți, nu, sfatul lor, la început era cuvântul, nu, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu, și s-a întrupat, nu, și s-a coborât pe pământ, nu, cuvântul întrupat, dar zdoi, nu, atenție, și deci se poate face un sfat, sfatul tău, nu, nu numai frații erau doi, Petru și Ioan la ai lor, că de multe ori aud, domnule, aia așa un pic că ea e singură, nu? Când ne certam la apele Meriba, nu? Cu frații, nu? Păi da, dar ea e singură și noi știm că se trimit doi câte doi, nu? Și ea e singură, nu? A fost greu, nu? Să stau în față, nici nu știu ce am răspuns. Dar, frați dragi, oi fi și eu doi cu cineva în duh, nu? Căci Domnul așa ne învață să umblăm în duh, în doi. Poate că nu sunt singură, poate că suntem în doi. Și am fost cu voi de la început, frați dragi. În cearta aia de la Meriba eram cu voi, practic. Am fost în doi. Și mai mulți. Nu numai în doi. Păi, apoi ne-am lăsat, iar ne-am luat, iar ne-am certat, iar ne-am lăsat. Ne-am lăsat cu unul, ne-am luat cu celălalt, ne-am certat și m-am lăsat cu unul și m-am luat cu celălalt. Ne-a unit Domnul în duh, nu? Această casă digitală, nu? Casă de rugăciune pentru toate neamurile, zidurile tale, voi construi zidurile tale. Eu iubesc această casă. În 2019 am văzut această casă nemaipomenit de mare, în 2020, nu?
pe timpul COVID-ului, eu am avut această descoperire, nu? Nemaipomenit de mare, și am văzut, cred că Isaia 47, nu, am văzut tot Isaia, așezarea din nou a lui Israel, nu? Despre acest loc, nu? Digital, nu? 43. Căci venise acest Ierusalimul zidit din nou, nu? Scoală-te, am văzut. Era COVID, era zăpăceală mare, toți pe Zoom, nu mai era nimeni în clădiri, nu? Și eu am văzut, scoală-te! Eu, nu? Ca și leul acela din Madagascar. Luminează-te! Eu? Căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negura mare, popoarele. Dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razelor tale. Și vorbesc despre această casă de rugăciune, Ierusalimul zidit din nou, o cetate venită din cer, nu? Atenție, când toți suntem cu ochii ațintiți spre Ierusalimul pământesc, nu? Dar știm cu toții cum se termină frumoasa apocalipsă, pe care o numesc mereu apocalipsă, nu? Acolo unde apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi perisera și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, nu? Cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, el va fi Dumnezeu lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Dar nu vrem să acceptăm, suntem cu ochii numai pe Ierusalim și aducem știri, am devenit știri. Nu? A ceea ce se întâmplă acolo, în timp ce noul Ierusalim coboară, coboară. Eu sunt și eu cu cineva. Sunt mereu cu cineva, dar să ne dea Dumnezeu ca orbului ochi să vedem, nu? În timp ce așteptăm niște ochi cu suți, care nu mai este nici măcar globul ocular în interior, să vadă, atenție. Noi nu vrem să intrăm în lucrurile noi, orbul nou, șchiopul nou, femeia cu scurgere de sânge nou, femeia cu vasul de alabastru nou, ologul nou, nu vrem, fiica lui Air, Tabita, nou, totul nou, să vedem cu ochii aceia, nu? Nu? Atenție! Și cu văzutul, nu? Această vedere, au ochi și nu văd, au urechi și n-aud, nu? Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate, scrie, scrieți, scrieți, scrieți cuvântul lui Dumnezeu, dar atenție, Apologia Reformată, fă introducere cuprins și sfârșit, că scrii de la Calvin, te-ai semnat ultima oară Calvin, John Calvin sau cum îl cheamă, Jack, John Calvin, păi scrie cuvântul lui Dumnezeu, atenție, păi noul Ierusalim are cuvintele lui Dumnezeu, nu? Și iată, eu vin curând ferice de cel ce păzește cuvintele prorocii din cartea aceasta, nu lua lui Calvin, am văzut și pe fratele care m-a făcut de râs într-o biserică, frate drag, păi scrii de Newton, am văzut că ai scris, scrii și tu scrii de scris, și ai pus drept în capul paginei o frază de Newton. Păi da, scrie cuvântul cărții acestea. Atenție, eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el zice, el mi-a zis, ferește-te să faci un lucru ca acesta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, prorocii, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu, căci tindem să ne închinăm la oameni. Chiar la cel care ne aduce mesajul, căci îngerul acesta, dacă ar fi să stăm în nou, vine cineva, nu?
ne aduce cuvântul lui Dumnezeu, ne tămăduiește de durerea noastră, nu? De ologeala noastră, de orbirea noastră, de ce știu eu, nu? De moartea noastră spirituală, ne aduce un mesaj puternic de la Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, și ne ducem după el ca negații, gata, el e omul, el e, ne închinăm lui, nu? Păi au mai fost doi care au zis, doi din Evanghelie, tot doi care mai erau un pic și se închinau lor că ziceau că e Jupiter, nu? Deci, atenție, când vine mesajul pe calea digitală, nu? Noi credem, ne găsește credincioși, ne vindecă și ne ducem ca negații după acel om. Atenție, atenție, nu trebuie să ne închinăm la nimeni, ne închinăm la oameni. Astăzi, frați dragi, ne închinăm la oameni. Atenție. Eu sunt Alfa și Omega, s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Atenție, fii de Dumnezeu, nu? Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este niazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Atenție și aici, că nu ne spune pe lumea cealaltă când va muri, atenție să nu fie foc și pucioasă pe pământ, cum a fost la Sodoma și Gomora. Atenție în locul în care ne aflăm, în viața noastră, în cerul și pământul în care trăim noi, după învățătura unui om, că s-ar putea într-o bună zi să ne cadă tot peste noi. Și să realizăm că cel după care ne ducem este un trufator, practic, atenție, pentru că nu, s-a întâmplat ceva, nu? Deci, eu am văzut Ierusalimul zidit din nou, noul Ierusalim, nu, acest nou Ierusalim, nu, care se zidește din nou pe un timp de negură, de ceață, căci iată întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine, peste cine? Ierusalimul zidit din nou. Nu? Și eu zic, păi, n-am mai ieșit de aici, am tot stat aici, am tot propovăduit la toți și mi-au dat de eretică toți, nu, atenție. Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie și îți va bate inima. Și se va lărgi, căci bogățiile mării se vor întoarce spre tine și vistierile neamurilor vor veni la tine. Vei fi acoperit de o mulțime de cămile de dromaderi din Madian și Efa, vor veni toți din Seba aducând aur și tămâie și vor vesti laudele Domnului. Nu? Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta, se vor sui pe altarul meu ca jertfă plăcută mie și casa slavei mele o voi face și mai slăvită. Slava casei mele. Atenție! Am vorbit, nu, ce am văzut în Apocalipsa, frumusețea Apocalipsei pe care o văd eu, în timp ce foarte mulți îi duc pe oameni în niște armagedon, în niște foc și pucioasă. Nu? Vine războiul, chiar a fost făcut de un frate. Vine războiul, domnule, și spune, pe timpul când a fost COVID-ul, păi ce la oameni mă chemau, cum veneau la mine? Că le era frică, nu? Oamenii la frică vin, nu? Și acum, ia să fac un mesaj, vine războiul, atenție. Va veni războiul pentru cine este convins că vine războiul, atenție. Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? Căci pe mine mă așteaptă ostroavele și curăbile din Tarsis sunt în frunte ca să aducă înapoi de departe pe copiii tăi cu argintul și aurul lor pentru numele Domnului Dumnezeului tău, pentru numele Sfântului lui Israel care te proslăvește. Străinii îți vor zidi zidurile și împărații lor îți vor sluji, căci te-am lovit în mânia mea, dar în durarea mea am milă de tine. Porțile tale vor sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor și împărații lor cu alaiul lor. Vrem să acceptăm, nu? Să ascultăm un împărat, să-l vedem pe un împărat la orice oră, digital. Slava Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul și merișorul, cimișirul cu toate la toți la oaltă, ca să împodobească locul sfântului meu locaș, căci eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele mele. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă puteți voi să-mi construiți, nu? Deci, fii asupritorilor tăi, slava Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul și merișorul, cimișirul cu toții la oaltă, ca să împodobească locului
locul sfântului meu locaș, căci eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele mele. Atenție, unde lucrează mâna ta, nu? Doamne, prin mâna ta fă minuni, unde, în locul unde Domnul vorbește, unde Domnul face minuni, atenție, fie asupritorilor tăi vor veni plecați înaintea ta și tot cei ce te disprețuiau se vor închina la picioarele tale și te vor numi cetatea Domnului, Sionul, nu, între ghilimele, Sionul Sfântului lui Locaș. Eu astăzi vorbesc în termenii Ierusalimului nou din Apocalipsa, capitolul 21. Okay? De unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. Vei suge laptele neamurilor, vei suge sânul împăraților și vei ști astfel că eu sunt Domnul Mântuitorul tău, răscumpărătorul tău, puternicul lui Iacov. Iacov. Sămânța lui Iacov. În loc de aramă voi aduce aur, în loc de fier voi aduce argint, în loc de lemn aramă și în loc de pietre fier. Voi face ca pacea să domnească peste tine și să stăpânească dreptatea. Atenție, judecători, nu? Nu judeca tatăl tău și era fericit. Fericirea când facem o judecată dreaptă, deschideți gura pentru cel mut, că nu e în stare să vorbească, să se apere. Și pe cel necăjit, și pentru cel necăjit, izbăvește pe cei târâți la moarte, oameni care nu sunt în stare să-și facă dreptate, să se apere. Atenție, când vin asaliți, nu? Asupriți, silnicie, când sunt călcați în picioare de alți oameni, atenție, nedreptățiți de alți oameni, nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în țara ta, nici de pustiire și prăpăd în ținutul său, ci vei numi zidurile tale mântuire și porțile tale laudă, atenție, nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina ta, nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Atenție! La lucruri noi, nu? La viziune, la vedere în acest Ierusalim nou, nu? Nu vor mai fi decât oameni neprihăniți în poporul tău, ei vor stăpâni țara pe vecie ca o draslă sădită de mine, lucrarea mâinilor mele. Cine? Nu vor mai fi decât oameni neprihăniți în poporul tău, ei vor stăpâni țara pe vecie ca o draslă sădită de mine, lucrarea mâinilor mele. Dacă sunt oameni neprihăniți, cei care slujesc, nu, în această casă de rugăciune pentru toate neamurile, este pentru că sunt lucrarea mâinilor lui Dumnezeu. Este pentru că Dumnezeu i-a lucrat, i-a zidit și pe ei, nu? Ierusalimul zidit din nou, chiar corpul nostru zidit din nou, nu? Chiar am văzut în dimineața aceasta o frază, nu? Nu se va schimba nimic până când nu te vei schimba tu. Din ceea ce aștepți, din ceea ce dorești, fericirea, pacea pe care o dorești, nu se va întâmpla niciodată până când nu te vei schimba tu așa cum vrea Dumnezeu să te lucreze. Lucrat de Dumnezeu, neprihănirea pe care Dumnezeu o numește neprihănire, nu oamenii. Atenție! Mătăniile, nu? Mătăniile și ești curat și te-ai curățit. Atenție! Cel mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor. Cel mai mic se va face o mie. Păi dacă un om este lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, nu? Cât este de mic, va fi o mie, nu? Vor fi alții o mie. Când lucrează Dumnezeu, frați dragi, așa cum cei care auzeau cuvântul și în ziua aceea au fost printre cei care au ascultat cuvântul, au fost, a coborât Duhul Sfânt și a lucrat Dumnezeu, nu, prin ei, prin unul care spunea cuvântul. Acum eu am semnat, dar văd că sar de colo-colo. Căci atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt când a văzut. Deci Petru și Ioan în Samaria, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și Ioan, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Atenție!
acești îngeri din Apocalipsa. Atenție! Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Și apoi vine cineva, voi citi după. Atenție! La procesul punerii mâinilor, frați dragi, deci frate drag, bun tare mesajul, mi-a săltat inima de bucurie auzindu-l, mi-a plăcut frații împreună, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut poziția ta, cu putere, cu pace, cu siguranța ceea ce faci, nu ți se clătinau picioarele, nici vocea ca să... Atenție la frica de oameni, deci atenție la noi când suntem în adevărul lui Dumnezeu, iată de unde vine îndrăzneala. Când este adevărul lui Dumnezeu și când este pacea și puterea lui Dumnezeu prin noi, prin mâinile noastre, prin gura noastră. Atenție! Deci atenție la procesul punerii mâinilor, căci este un proces. Un proces, nu? Sar dintr-un loc în altul, frați dragi, așa cum vine, așa dau, faceți și voi. Nu, aseară am auzit pe cineva, domnule, scriu prea mult, oamenii mi-au zis că scriu prea mult, dar am hotărât să fac predică de jumătate de oră, că mi-a spus un expert, că să nu facem predica mai mare de 30 de minute, că cine știe ce logică omenească este acolo. Și atunci eu m-am dus și am zis, da, eu vorbesc două ori și domnul mi-a spus, în parte, deci când cineva ascultă mesajul, frați dragi, când auzim un mesaj lung, Domnul mi-a spus, împarte pâinea în 7 sau în 8. Împărțiți într-un sfert, auzim acum, într-un sfert, se poate împărți. Chiar mesajul se poate, cu aplicații se poate, un mesaj tăia și asculta, nu, pe bucățele. Nu? Atenție, nu am explicat de ce eu n-am această poruncă de la Domnul, fă mesaj de 30 de minute, atenție. Deci, în punerea mâinilor, ce am văzut, frați dragi, este mâna lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu, este chemarea oamenilor care se adună în acel loc, slăbă locul, este chemarea lui Dumnezeu, este chemarea lui Dumnezeu a oamenilor. Te cheamă, am văzut în dimineața aceasta, frate drag, te cheamă, nu? Când tu ai vorbit despre orb, nu? Vezi că te cheamă. Acum iarăși mă duc în alt loc, dacă așa... Dacă așa, domnul, mă trimite, așa fac și eu, ce să fac? Fac mesajul așa cum vine, nu? În orbul Bartimeu, nu? Au ajuns la Ierihon și pe când ieșeau Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David! Ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine! Credință mare! Chemare mare, nu? Credință, puterea credinței lui, nu? Și atenție ce am văzut eu! Iisus a oprit și a zis, chemați-l! Am văzut acest particulare, nu? Chemați-l amănunt, românește. Chemați-l! Când au loc minuni, nu? Este acolo o legătură în duh a omului, oamenilor, te cheamă. Este un grup, este Domnul care deschide ușa, chemați-l, dă ok, da, cu tine vreau să fac o minune, știu duhul tău, sunt oamenii, chemați-l. Iisus a oprit și a zis, chemați-l, au chemat pe urși și i-au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Așa cum am spus și în mesajul trecut cu slăbănogul, nu, care a stat 38 de ani și au spart oamenii, 4 inși care îl aduceau și au intrat în casă, credința lor, ei au spart, păi au spart, am înțeles slăbănogul, dar credința lor, pe Domnul Iisus, l-au convins, credința lor, nu, acelor 4 și oamenii, am mai văzut după ce am făcut mesajul, că și oamenii erau de acord, era grupuri de oameni, nu, grupul de oameni care credeau în el, nu? Și așa l-au ajutat și pe slăbănog, nu? Să ajungă în momentul acela de vindecare, pentru că era hotărât de Domnul. Și a ispășit 38 de ani, a plătit păcatul, cine știe ce a făcut în viața lui. A plătit 38 de ani, a hotărât Domnul Iisus să-l ierte, practic. Atenție că ajung și la acest amănunt, împunerea mâinilor. Mâna lui Dumnezeu, atenție, prin îngerașii mititei, nu, care suntem noi, pe care ne folosește Domnul, nu, în cazul acesta, noi, preoții, nu,
prezbiterii, cum a spus fratele, mâinile prezbiterilor, darul pe care l-ai primit prin punerea mâinilor a prezbiterilor, atenție, nu? Atenție că este un proces foarte dificil de elaborat de mintea omenească, nu? Așa cum am spus în mesajul precedent, nu? 38 de ani a fost judecat al lui Dumnezeu, că pentru ce făcea el 38 de ani să stea într-un pat, pentru femeie 16 ani și pentru alții nu mai știu câți ani. Atenție, este momentul în care iertate-ți în păcatele, că pentru asta ești în pat de 38 de ani. Iertate-ți în păcatele, nu? S-a produs o mișcare, a venit un înger și a vorbit cuvintele Domnului, nu? Atenție, căci ceilalți erau coinvolti, erau implicați toți din jurul lui și a orbului. Au chemat pe urși și au zis, îndrăznește-te, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Ceata oamenilor care sunt lângă noi, grupul de oameni, contează foarte mult cu cine ne însoțim, cu cine suntem. Dragi, atenție! Puterea, nu, care este folosită prin mâna Domnului, nu? Să se realizeze o minune, eu aduc exact ceea ce am văzut, frați dragi, n-aduc, nu calc, nu contrazic, nu? Căci fratele, am spus, a adus cel mai frumos mesaj pe care l-am auzit vreodată. De ce? Pentru că este judecată, era acolo judecată, scaunul de judecată cu ceilalți doi, era putere, era împreună, era uniți, era uniră, era tot, mi-a plăcut foarte mult tot. Deci, contează foarte mult grupul de oameni din mijlocul nostru, cu cine ne însoțim, nu numai în casa Domnului, templu făcut de mâini, ci în casa lui Dumnezeu, ca și noul Ierusalim, ca cetate și în duh. Atenție cu cine mergem în duh și de departe, chiar dacă este departe. Și când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns, rugați-vă voi pentru mine. Și a dat seama ce greșeală a făcut și nu s-a văzut atât de nimic, rugați-vă voi. Le-a văzut puterea lor, s-a văzut pe el cât de greșit a putut lucra, ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis, după ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Ce-am văzut, frați dragi? Aduc ce-am văzut, nu? Ce s-a întâmplat cu omul care a greșit, acest Simon, dați-mi și mie, vă dau bani, a fost o greșeală înaintea lui Dumnezeu, nu? A crezut el, nu? Sunt și astăzi foarte mulți trufatori, nu? În care înscenează coborârea Duhului Sfânt și sunt acele videoclipuri pe care le vedem pe cale digitală, în care vorbesc și oamenii cad la pământ și nu știu ce se întâmplă și ce fac și cum se scutură, nu? Tot felul de scene, nu? Am văzut chiar ieri unul, nu? Aceasta era femeie, o predicatoare, și toți tremurau și făceau niște gesturi ca și cum să demonstreze la oameni că aici este o lucrare, Domnule, nu? Deci, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani, tu n-ai parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Se întâmplă două procese aici. Au văzut că nu sunt curați, nu că tu, apologia reformată, ai făcut un mesaj, nu mi le dă Domnul, nu le mai văd. În care curații și necurații, putem noi să fim împreună, să fim unitate în unitate cu alții, păi dacă alții nu sunt curați, să știi că dacă este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt ne va da deoparte, va fugări oamenii aceia că nu se văd dacă nu sunt curați, că îi vom vedea dacă într-adevăr este Duhul Sfânt cu cine ne însoțim,
Ei au văzut că nu, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, că inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu, atenție, pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale. Pocăiește-te, frate drag. Ce-am văzut eu, frate drag, ce-am văzut eu cu punerea mâinilor, nu? Deci tu ai spus, darul care l-ai primit prin punerea mâinilor sau prin punerea mâinilor, nu? Lucrează Dumnezeu prin punerea mâinilor din partea prezbiterilor, nu? Eu am văzut că este un proces atunci când se pun mâinile pe capul cuiva. Cei care pun mâinile pe capul cuiva trebuie să aibă cunoștință dacă oamenii sunt curați, căci dacă oamenii nu sunt curați, nici să nu se pună mâinile pe capul lor. Atenție, tu să nu spui mâinile prea de vreme, nu? Chiar am văzut, ba da, mai de mult, nu? Mi s-a întâmplat că am avut o mărturie că făceam să treacă cineva trept curat, nu? Curațiunea mea, fără înainte de a mă duce la Evanghelie să cer Domnului, vă arată în inima acestei persoane. Și Domnul mi-a spus, vezi tu să nu fii de partea omului în momentul acesta că nu-i curat, tu să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat. Nu? Atunci când trece cineva, lasă să treacă, nu pune mâinile peste el, lasă să treacă. Noi trebuie să știm despre acea persoană. Atenție, mâna lui Dumnezeu despre slăbănog, păi a trecut un proces de 38 de ani și apoi s-a instaurat acel moment, secunde, în care erau acești slujitori ai Domnului, exact ca și în Apocalipsa, nu? Pe care nu o semnasem. Vine cineva, nu? Și după ce le-am văzut eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le-a arătat ca să mă închin lui. Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi proroci și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Deci se face momentul acela că apar niște oameni drept în secunda aia, când au trecut 38 de ani, drept în ziua aceea, în secunda aceea vine slăbănogul, în secunda aceea mâna lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu hotărăște să se vindece acel om de durerea lui, nu, de problema lui. În acel moment, prin înger, prin mijlocitor, prin mâinile prezbiterilor, dar atenție că prezbiterii trebuie să fie foarte școliți, foarte înzestrați cu daruri, nu? Să nu-și pună mâinile prea devreme peste cineva, nu? Eu am văzut de foarte multă vreme, nu? Vroiam să fiu de partea cuiva cu mintea, dar Domnul m-a oprit poruncă, să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat, atenție, împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a 2 sau 3 martori, pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Și acest lucru mi s-a întâmplat în versetul acesta. Pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. S-a întâmplat, nu, cu o sură de-a mea care nu știu ce a făcut și am contestat și am adus cuvântul lui Dumnezeu și după aceea m-am cercetat, am zis, băi, poate nu trebuia să spun și Domnul mi-a spus, pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Deci, atenție la procesul de vindecare și de la pusul mâinilor, căci în momentul în care are loc o vindecare prin mâna lui Dumnezeu, în secunde, în timpul hotărât de Dumnezeu, ne trezim noi, se trezește un prezbiter, nu? Că acela este momentul perfect ca prin mâinile lui, după ce știe despre el. Chiar am auzit, eu nu știu dacă am auzit la frați, aseară, frate drag, de renovație la această întâlnire, păi, trebuie să aibă loc o mărturisire a păcatelor, trebuie să-i cunoaștem pe acei oameni în duh sau nu știu cum, noi trebuie să-i cunoaștem. Voi, ca și prezbiter, trebuie să-i cunoașteți. Deci în momentul în care iertateți în păcatele, gata, i-a adus pomelnicul la ortodox, s-a duce pomelnicul, s-a citit în biserică și gata, iertat. Stai un pic, nu-ți pune mâinile prea devreme peste un om înainte să-l asculți. Este și verset, nu? Nu judeca, ca să nu fii de rușine înainte, nu vorbi înainte să asculți omul ce are de spus. Vezi ce are de spus, vezi ce păcate face și tu îi spui, iertate sunt păcatele. Atenție, că
căci este un proces de mărturisire a păcatelor, un proces de ispășire a greșelilor, pe care numai Dumnezeu îl produce, nu? Așa cum am citit, să fim o lucrare neprihănită, lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, prin tot ce am trecut, nu? Prin toate suferințele acelea, pentru curățire, Dumnezeu face vrednic un om, nu? Pentru anumite lucrări, prin care mâna lui Dumnezeu lucrează. Sunt foarte multe lucruri. Deci, când credem că se fac minuni și astăzi, căci frate drag, a fost acolo cineva dintre cei trei care a spus, domnule, nu dintre cei trei, vouă celor trei, nu? Sau unuia dintre voi, cineva din sală a pus întrebarea, vreau să ne aduceți o mărturie dacă vreodată s-a produs o minune printr-o femeie. Deci o femeie, probabil ei aveau un caz în care o femeie spunea, prin mâna mea s-a vindecat cineva. Vreau să îmi spuneți din toată viața voastră de păstor, dacă o femeie a produs o vindecare în cineva, nu? Și fratele a răspuns altfel și omul iarăși a insistat, nu, dar eu v-am întrebat dacă printr-o femeie, și nu este un caz întrebarea, printr-o femeie s-a produs vreodată o vindecare prin mâinile ei sau prin rugăciunea ei, este în acest mesaj, nu? Nu este nimic o întâmplare, să știți. Nu este o întâmplare. Nu este o întâmplare nici această întrebare. Că apoi fratele a spus că noi avem consiliere, femei, nu? Care consiliază femei, probabil, nu cred, bărbați, femei. Noi avem în structura noastră, nu? De slujire, noi avem și femei care fac consiliere, probabil la femei. Și că da, ar fi fost, dar fratele insista să aducă cazul. Eu n-am ascultat bine mesajul dacă a adus un caz explicit, nu? Explicat bine cu istoria în care femeia a făcut. Dar atenție, în punerea mâinilor din partea prezbiterilor, frați dragi, atenție mare, n-am primit așa ceva. Căci o femeie care pune mâinile, căreia îi se mărturisesc păcatele, împotriva unui prezbiter să primești învinuire decât din gura, să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori, pe cei ce păcătuiesc mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos și Iisus, lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire, să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora, pe tine însuți păzește-te curat. Este un proces foarte greu acesta în care să se producă o minune prin mâinile prezbiterilor. N-am văzut în Evanghelie prin mâinile unei femei, prin mâinile prezbiterilor, nu? Și eu l-am văzut acesta în Timotei, unde fratele a spus despre punerea mâinilor, poruncește și învață aceste lucruri, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție, până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Eu n-am văzut, poate o fi. Dar n-am văzut femeie prin punerea mâinilor din partea unei femei. Atenție, le-am văzut lucrătoare și martore femeile, martore a lui Domnului Iisus, dar nu le-am văzut punerea mâinilor din partea femeii, unei femei. Atenție mare! Deci, frați dragi, este un proces foarte mare pe care îl văd eu la semne și minuni față de un om care ar putea să fie astăzi un om ca slăbănogul, un olog, un orb, nu?
un proces atât de mare pentru a fi semne, minuni, nu? Atât de mari încât intră iertarea păcatelor, intră pocăința omului, intră mâna lui Dumnezeu, intră prezbiterii, oameni anumiți, oameni preoți, nu? Anumiți oameni, intră oamenii de prin prejur, ajutorul lor, nu? Intră, este un proces prea complicat ca să fie așa dintr-o dată. Omul, în primul rând omul, pocăința, iertarea păcatelor. Eu am mai văzut ceva, este ceea ce văd eu, frați dragi, semne și minuni, așa dintr-o dată contează mult cei de prin prejur, contează mult prezbiterii lui Dumnezeu cu dar, contează pocăința celui care și dorința lui, contează chemarea Domnului Iisus să fie acela momentul, nu? Eu am văzut ceva în Evanghelii, nu mă duc de colo-colo, dar trebuie să ajung tot aici. Eu am văzut ceva despre greșeli, căci orice om, frați dragi, care este într-o stare că așteaptă minuni pentru el, nu? Eu am văzut ceva despre greșeli, despre iertarea păcatelor, dacă îl găsesc, în puterea credinței și în momentul în care, deci chiar dacă ar veni o minune, o minune dumnezeiască, că cineva se vindecă, că era paralizat, de exemplu, și vedem o minune dumnezeiască, nu? Noi trebuie să vedem, așa cum vedem aici în Evanghelie, toate elementele. Să vedem pe cei de lângă el, să-l vedem pe el, să vedem iertarea greșelilor, să știm, nu? Deci, în puterea credinței, eu am văzut ceva, nu? Că, cum spunea soțul meu, băi, ceea ce faci tu, soțul meu, cum mă vede el, ceea ce faci tu, pare că ar fi o greșeală, nu? În scrierea Evangheliei, că parcă ar fi luat cineva sau a văzut, nu? Scris ceva. Că parcă cineva ar lua toată Evanghelia asta, ar fi toate bucățele de la puzzle și ar amesteca-o. Iar pare că tu pui puzzle lângă puzzle, nu? Te duci de colo-colo și faci. Pui puzzle toată din nou, Vechiul Testament și Noul Testament și din Apostoli și din Evanghelii și din proroci și din împărați, nu? Pare că este un puzzle pe care noi, dacă Domnul ne dă vedere, nu? Pare că tu le pui împreună. Pare că toată Evanghelia asta a fost druncinată ca o cutie de bucățele mici, nu? De puzzle, nu? Și pare că le pui împreună, nu? Deci, tot în ceea ce pot să aduc și eu, nu? Să aduc și eu la frați, nu? Frați în credință, nu? Căci sunt frați care nu sunt în credință, frați care sunt în credință. Slujesc când Domnul îmi spune, slujește la frați în credință. Cui vorbesc? La frați în credință. Acum unde duci? La cei învățați și la cei neînvățați și la greci și la... Unde mă duc acum? Păi vorbește și pentru greci, vorbește și pentru cei învățați și pentru cei neînvățați. Când mă duceam la coach profesional, nu? Sau la psihologi, nu? Deci, în puterea credinței, dimineața când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute și a zis lui Iisus, învățătorule, uite că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a luat cuvântul și le-a zis, aveți credință în Dumnezeu? Adevărat vă spun că dacă zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce va zice se va face, va avea lucru cerut. Atenție! Este mai mult, dar eu, este foarte mult, numai în puterea credinței sunt câte versete? 1, 2, 3, 5, 6, 7 versete, nu? Dar este mai mult, dar ceea ce văd, ce am văzut în dimineața aceasta, nu? De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea, nu? Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în cerul să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în cerul nu vă va ierta greșelile voastre. Deci, când un prezbiter, nu, zice că Domnule, am făcut o minune și uite mărturia omului, mesajul omului, nu? Atenție, el n-ar avea nicio putere, un prezbiter, dacă omul în care să se producă minunea nu are un proces cu Dumnezeu.
Dar dacă nu iertați nici Tatăl vostru care este în cer, nu vă va ierta greșelile voastre. Practic, eu ce văd în toată această afacere, acest proces, nu, de minuni, semne și minuni, este un proces prin care chiar dacă Dumnezeu ar avea puterea să vindece pe un om, dar el nu vrea, nu crede sau n-a iertat pe cineva. Este un... Căci fratele a zis, băi, a murit un tânăr acum, de tânăr, cancer, nu s-a putut face nimic. Frați dragi, sunt oameni care chiar dacă cei de prin prejur vor să facă minuni, are putere, este preotul, sunt oamenii, mamă, tată, dar el ca și element nu vrea. Au fost cazuri în România, au fost doctori care au spus, domnule, eu am ieșit din cancer pentru că eu am văzut că s-a schimbat și DNA-ul, s-au impresionat medicii. O doctoriță spunea, se schimbă și DNA-ul în om atunci când este o vindecare de cancer, când doctorii dau 3 luni, dau 2 luni, se schimbă DNA-ul, în celule are loc un proces, pentru că omul acela are o putere mare, o credință mare, dar contează mult iertarea păcatelor. Frați dragi, spunea o fată, o neagră, nu? O prietenă de-a mea care face curățenie, nu? Că spunea, Mari, îmi spune neagra aceasta, Mari, atât timp cât nu iertam pe cineva, eu nu rămâneam însărcinată. Semnul și vroiam copii, Mari, am umblat prin țări străine, Mari, și tot n-am rămas însărcinată. Mari, când am iertat, atunci am rămas însărcinată în 2 luni după ce am iertat. Mari, îți povestesc lucrul acesta. Atenție, da, tu vii și îți pui mâinile prea devreme peste un om. Dar atenție, cât de mult contează interiorul acelui om, credința lui, puterea credinței lui și iertarea păcatelor. Este mai complicat, frați dragi. Nu este chiar așa. Pui mâinile și gata. Eu așa am văzut. Dacă omul în interiorul lui... Deci, cereți! Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în cer să vă ierte greșelile voastre. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți ierta și îl veți avea. Cerem copii, cerea copii, fata asta, nu? Mare, o tinerețe întreagă, are vârsta mea, 51 de ani și m-am întâlnit și în piscină cu ea și spune, Mari, cât am fost tânăr, am copiii mici, a mei sunt mari, au 27 de ani, iar a ei sunt, au 10 ani și 12 ani, Mari, cât am fost tânără, n-am făcut copii și m-am dus prin țări străine și am copii, am făcut târziu, Mari, după ce a iertat, cereți, deci smochinul uscat, chiar și o femeie cu pântă cele care nu face copii, care caută un copil sau care, ce știu eu, sănătate chiar, frați dragi, ura, răutatea oamenilor, contractă DNA-ul, spun foarte mulți specialiști, ne îmbolnăvim de ură. Ajungem să ne îmbolnăvim de ură și de amărăciune, frați dragi. De amărăciune, de neputința și necredința și neputința de a gestiona sufletul nostru. Este mult mai complicat din ceea ce văd eu. Minunile este mult mai complicat decât o simplă punere a mâinilor, că cineva s-a trezit peste noapte, că uite, vin eu și pun mâinile peste capul tău. Și mai este... Ce mai este, frate drag, am văzut cu femeia, cu vecina ta, care, ok, a venit la biserică și după aceea a murit. Nu? Sunt oameni care mor chiar pentru slava lui Dumnezeu. Eu am văzut un Abel. Păi, Abel, până la urmă, dacă era bun, de ce a murit? Și toată ziua m-am supărat, am suferit o zi întreagă din cauza lui Abel. Păi l-ai lăsat pe Cain să-l omoare. Și Domnul mi-a răspuns atunci, într-un pasaj din Noul Testament, pe care nu mi-l aduc aminte, și dacă îmi vine în minte, îl voi aduce, de ce a murit Abel, dacă nu voi face o postare, căci am suferit foarte mult, păi dacă este un om bun și l-ai lăsat pe Cain să-l omoare, și Domnul mi-a răspuns, nu mi-aduc aminte unde Domnul mi-a răspuns, căci a murit. Nu cred că este acel verset în care Domnul lucrează în întuneric. Nu mi-aduc aminte, dar atenție, căci
Domnul lucrează în întuneric. Atenție că s-ar putea chiar și pentru slava lui Dumnezeu, chiar și pentru o mărturie ca aceasta pe care tu ai adus-o. Acel mesaj pe care eu l-am făcut data trecută pe baza, tu ai făcut o predică pe baza predicii tale, pe baza mărturiei tale, m-a cinstit în mijlocul poporului. Poate chiar gândul omenesc nu poate să vadă toate morțile oamenilor. Pentru că este prea mic. Iar gândul lui Dumnezeu pentru slava lui, pentru a se vedea puterea lui, lucrează și în timpuri diverse. Nu? Poate chiar o viziune care se tălmăcește, viziune întâmplată 2 ani în urmă, se tălmăcește astăzi de cineva. Sau o femeie care a murit nu știu câți ani în urmă, vecina ta, frate drag, despre care eu vorbesc astăzi. Despre care eu am făcut un mesaj la care eu nici nu m-am gândit. Nu? Domnul m-a chemat, ascultă-i mesajul pe la urmă, m-a ascultat, m-a apucat de scris ca să pot să-mi fac eu mesajul meu. Deci atenție căci este mult mai mult în minuni, în semne și minuni. Este foarte mult. Nu este o simplă punere a mâinilor și apoi gata, domnule, și-a încetat febra la copil. Este mult mai mult. Este mult. Mult tare. Și când stați în picioare de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în cer să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în cer nu vă va ierta greșelile voastre și atunci smochinul moare. Și atunci omul moare și atunci smochinul s-a uscat. A uscat smochinul. Pentru că sunt oameni, frați dragi, care intră în mormânt de atâta ură, se contractă DNA-ul, se îmbolnăvesc, intră în mormânt. A fost o femeie, nu? Care o cunosc, nu? A murit pe la, nu știu, 40 de ani sau 38, atâta ură nu s-a pomenit, că a spus norei sale, nu cumva să te prezinți la moartea mea când voi fi în sicriu, că mă ridic și te atac și acolo. Deci a murit, deci atâta ură pe cineva. Nu? Deci, mă întorc înapoi, unde eram? Acolo, la cei doi. Nu? Să vedem ce mai arată Domnul. Eu spun ce am văzut, frați dragi, cu semnele și minuni. Nu este chiar așa. Știi tu ceva? Tu care ai pus mâinile și peste cineva și s-a însănătoșit, ți-a scris după aceea în comentarii că el s-a vindecat și apoi tu l-ai publicat. Știi tu ceva despre omul acela? Știi tu despre viața lui? Știi ceva? Ați-a mărturisit ție păcatele? Îl cunoșteai tu? Știi de ce suferea el? Atenție! Deci, unde eram? Petru și Ioan. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Iisus. Deci, nu tămăduim noi. Noi suntem îngerii aceia din Apocalipsa, mijlocitori. Nu te pune să te închini mie, că sunt și eu ca tine slujitor. Nu? Atenție! Dar noi ne închinăm la cineva care, atenție, cui să ne închinăm, nu? După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Punerea mâinilor, mâna lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și Duhul, nu? În numele robului tău celui sfânt Iisus, nu? Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său, în adevăr, împotriva robului tău celui sfânt Iisus pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. A trebuit așa. Tot ce a hotărât, s-a unit Irod și Pilat ca să facă și toate noroadele, și noroadele, cu noroadele și cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Dar ca să facă Irod și Pilat, împotriva Domnului Iisus, ceea ce era sfatul Domnului Iisus. Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Deci când se ridică vrășmaș, frate dragi, atenție, ca să facă
ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Dar atenție că era împotriva lui să-l răstignească pe el. Dar sfatul lui și hotărârea lui era chiar pentru acești oameni răi. Nu? Pilat din Pont și Irod, nu? Care a murit mâncat de viermi și celălalt nu mai știu cum. Deci, atenție când vorbim, nu? Despre mâna ta care le face pe toate. Atenție. Unirea și dragostea credincioșilor, nu știu dacă trebuie să o citesc, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet, niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de opște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era niciunul dintre ei care să ducă lipsă, toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mânghierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele lor. Și apoi vine Anania și Safira, nu? Acest apostolilor li se dă drum, căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva, și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați, el a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. Deci, atenție că vreau să ajung la acest Teuda, nu? Dar sunt și vrăjitorii, nu? Care spun, facem semne și minuni, atenție. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Făcea vrăjeală. Toți de la mic la mare îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Atenție că procesul de vindecare este un proces foarte complicat. Foarte complicat, frați dragi, atenție. Care implică prezbiteri, nu cum a spus fratele, implică cel care este bolnav sau care are o dorință, nu, să cere să se îndeplinească o problemă, nu, oamenii de prin prejur. Îl ascultau cu luarea minte, pentru că multă vreme uimise cu vrăjitorile lui, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, deci el vrăjitorul, nu, dacă înțeleg bine, chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Atenție! Apostolii care erau în Ierusalim, Petru și Ioan în Samaria, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu se coboruse încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus, cred că am și citit deja. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, pe cine? Simon Vrăjitorul? Este pentru prima oară când citesc. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Văd! Să știți că oamenii care au darul, nu? Cu punerea mâinilor, nu? Văd! Că ești plin de fiere, amar și în lanțurile fără de legii, Simon a răspuns, rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim vestind Evanghelia în multe sate. Deci eu rămân acum impresionat. Acest Simon, după ce că chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau, apoi apostolii, care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu,
Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și acestea au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani. Întrebarea mea, da, este vrăjitorul? Că, păi, a crezut, a fost botezat, dar este el că a dat bani ca să aibă și el această putere? Deci nu era pocăit. Pocăiește-te. Procesul. A crezut. Dacă înțeleg bine, frați păstori, aduceți voi. Dacă înțeleg bine, este tot el. Nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele care se făceau el. Chiar Simon a crezut. Cetatea era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat și vrăjea și punea în uimire pe poporul Samarie. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu. Deci făcea de făcut, nu? Dar când au crezut pe Filip, care propovădea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezat atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire. Deci a crezut și a fost botezat, dar n-a fost de ajuns. Pocăința, frați dragi, procesul. 16 ani, 38 de ani, atenție. Nu este chiar așa. Nu este chiar așa. Minuni, gata, ai. Fac minuni, fac, vrăjesc. Oamenii zic: băi, asta e putere, hai toți să ne închinăm la picioarele lui. Atenție, frați dragi, că acesta este un proces foarte complicat. Nu, atenție, când, acum am văzut, nu, în acest capitol, prigonirea creștinilor, nu, din Faptele Apostolilor, eu nu știu dacă am această întrebare, nu, la preoți, nu, deci Simon, același Simon, a fost botezat, a crezut, dar după aceea vă dau bani. Vrăjitorul? Impresionant. Ok. Cei ce păcătuiesc, mustră-i. Nu, ceea ce spuneam, nu? Deci, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh, nu? Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții oameni din casa lui Dumnezeu, nu, de care vorbesc eu, nu, din Isaia, pe care o văd și în Apocalipsa, nu? Și este aceeași și din Ezechiel, atenție. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos, în el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, nu? Și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul, nu? Ca să putem ajunge unul la altul. Și mai era undeva, tot așa, în 1 Timotei, capitolul 3, nu? Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, că mare, dar vorbesc de această casă, nu? Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei, cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Deci, aceasta este ceea ce am văzut eu privind iertarea păcatelor, nu? În apostoli, nu? S-ar putea să mai văd și în alte locuri, nu? Ca oamenii să știe ce este păcat sau nu, dacă este păcat sau nu, oameni care nu cunosc Evanghelia, nu? Eu am văzut atât. Legea dă cunoștință păcatului, legea lui Dumnezeu, legea când o citim, nu? Așa cum am mai spus, aduc această mărturie. În momentul în care am citit Ezechiel 16 și 23, când cu cearta, nu, cu femeile, nu, surorile mele, s-au supărat și au zis: tăiem capul. Domnul meu mi-a spus, i-am spus: dar de ce, Doamne, s-a întâmplat, nu? Pentru că legea, tu când ai citit, dă cunoștință păcatului unui om. Și omul, pentru că eu sunt cu întrebările,
omul care trește în păcat, atenție, că ce este un verset în 3:19. Deci când vine legea lui Dumnezeu, nu? Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a fost judecat. Când se prezintă legea, nu? Să nu vorbești de rău pe altul, să nu bârfești, să nu înșeli pe om, nu? Să nu prea curvești. Nu? Deci, când este o judecată aceasta, să nu prea curvești, nu? Legea dă cunoștință păcatului. Când citim acest lucru, legea dă cunoștință păcatului, cele 10 porunci, nu? Sau toată Evanghelia, atenție. Nu? Și judecata asta, deci, Domnul spune, oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Oricine crede în el nu este judecat, dar cine crede, nu crede, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Preferăm să stăm în întuneric să nu știm măcar legea. Noi nu vrem să știm, garda ce aruncă cartea, a fost fraza. Noi nu vrem să știm, pentru că dă cunoștință păcatului, nu? Și dacă un om n-ar avea pe conștiință, nu, lucruri, nu? Ar zice, citește, domnule, ia să văd, sunt curios, nu? Dar când în conștiință omul știe că este acolo întuneric, nu? Sunt lucruri, nu? Atunci aruncă cartea. Nu ne citi legea, pentru că legea dă cunoștință păcatului, nu? Și căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele, nu? Se dă pe față, legea dă cunoștință păcatului. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele fiindcă sunt făcute în Dumnezeu, nu? Deci, cuvântul lui Dumnezeu, nu? Căci Ioan la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, nu? Și Ioan propovăduia despre lumină, nu? Dar lumina cuvântului lui Dumnezeu, nu? Vine să ne mântuiască, nu? Oricine crede în el nu este judecat, dar cine nu crede, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Modalitatea lui, deci cum a trăit el, s-a dat pe sine însuși, nu? Pentru oameni, nu? Deci când pe Fiul Său în carne, cuvântul făcut carne, nu? L-a trimis în lume pentru mântuirea noastră, nu? Dar oricine crede în el nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Deci cine primește lumina cuvântului? Cine primește lumina cuvântului și cine nu primește? Frați dragi. Starea în care se află, alegerea, alege viața sau alege moartea, binele și răul. Nu? Oamenii știu ce este Evanghelia, frați dragi, dar în funcție de faptele lor, nu? Bine și rău, s-a produs acel lucru, nu? Când au ieșit, au gustat din pomul vieții binele și răul și au văzut că sunt goi, în conștiință Dumnezeu ne arată că un lucru este rău, nu? Și ar fi Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, să ne mântuiască, dar în momentul în care nu vrem, respingem cuvântul, lumina, nu? Atenție! Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Și vine respins. Și atunci judecata este pentru respingerea luminii. Dar omul știe ce este Evanghelia. Dumnezeu a pus în conștiința omului binele și răul. Omul știe. Deci, când eu am fost respinsă că citeam legea,
Legea dă cunoștință păcatului. Și apoi am ajuns aici. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Dar dacă faptele noastre sunt rele, este o mântuire, modelul Mântuitorului. Același este și a nostru, pentru desăvârșire, pentru sfințire, s-a dat pe sine, nu? Pentru păcatele lumii și noi, pentru păcatele altora. Atenție! Mai departe, femeia păcătoasă, practic în Luca, de aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin iubește, puțin iubește puțin, dar cui se iartă puțin iubește puțin. Deci un alt element, nu? De aceea îți spun, păcatele ei sunt multe, păcatele care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Deci intensitatea iubirii noastre, frați dragi, cât de buni suntem, nu? Iubirii noastre de oameni determină iertarea păcatelor noastre, nu? Deci vine legea, dă cunoștință păcatului, noi știm, acceptăm, ok, sunt păcate, avem modelul Mântuitorului care ne va mântui, avem lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră pentru a fi neprihăniți, dar acceptăm întunericul. Acceptăm să trăim în întuneric, nu? Cu faptele pe care le făceam înainte, să continuăm cu ele, în acel moment vine judecata lui Dumnezeu. Deci este totul un proces atât de complicat, încât punerea mâinilor și minunilor este ceva care în aparență s-ar vedea că este cineva care se însănătoșește în chip miraculos, pentru că un om pune mâinile și gata. Nu! Fratele a dus, fratele Ianovici a dus în acest mesaj de aseară, nu? A dus întâmplarea cu... Și aveam o întâmplare asemănătoare, nu? În care, cum s-a produs o minune, nu? Deci mai face Dumnezeu minune azi și a dus acel caz cu fata care s-a dus la farmacie cu banii. Farmacistul vorbea la telefon cu fratele lui, parcă am înțeles. Fata a insistat, vedeți, insistare, vroia, vrei, nu? Disperarea aceea, fata vroia să-și ajute fratele, nu? Bolnav. A insistat, deci dacă noi ne uităm la toate elementele care lumina lui Dumnezeu ne le arată în Evanghelie, nu? Că este un proces, nu? Un proces ca să se vindece fratele, fata, a fost cineva, a fost frata, a fost farmacistul, a fost fratele farmacistului. Este un proces lung care implică multe persoane, nu? Și minunea este explicată pe înțelesul oamenilor cu realitate, nu? Nu cu fantașiența. Nu. Uite, domnule, a venit, avea febră, uite mesajul și imediat i-a trecut febra la ora în care toate aceste vrăjeli, nu, care se aduc de alți oameni, oameni care zic că fac minuni. Și fratele spune, și fata a avut o discuție cu farmacistul în care i-a povestit că are niște bani cu care să cumpere un tratament miraculos care să îl dea fratelui. Și s-a întâmplat că până la urmă fratele farmacist avea un frate doctor, neurochirurg și a intervenit, a făcut operația și s-a vindecat, dacă am ascultat bine până la sfârșit. Deci, hai să fim, să nu fim vrăjitori și să fim reali, nu? Un frate l-a adus acest caz, uite un caz de o minune. Hai să fim reali și să nu fim vrăjitori. Hai să nu fie vrăjeală minunea pe care o aducem. Să fie o realitate, nu? Căci Domnul lucrează prin oameni. Contează foarte mult inima celui care se implică și a celui care va fi vindecat și a familiei de prin prejur și a omului de lângă el și procesul acela de iertare a păcatelor, procesul acela de transformarea noastră în interior, nu?
Și tot fratele, cred că a mai spus în mesajul de duminică, în aluatul fariseilor, nu, în Iisus, în ținutul cezarei lui Filip, dar voi, le-a zis el, cine sunteți? Nu? Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, biserica cu bămare, și eu sunt în biserică. Eu mă văd în biserică, atenție, în biserică cu credincioșii și sfinții și du-te și spune-le și ajute și adu și tu bucățica ta de contribuție, nu? Atenție. Și porțile locuinței morților nu o vor birui, îți voi da cheile împărăției cerurilor, îi spunea Domnul Iisus lui Pietru, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că el este Hristosul. Iertarea păcatelor, procesul acesta de iertare a păcatelor, procesul de ispășire a păcatelor celui, nu, care se prezintă, femeia păcătoasă, de exemplu, ultima citată, femeia păcătoasă, nu? A iubit mult, nu? Deci, atenție, prin oameni, prin oamenii lui, îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Legătură mare între omul care dezleagă păcatele, iertate sunt păcatele, și Dumnezeu, legătură mare, chei în mână, în mâna unui om, legătură mare între cer și pământ. Acum împărăția cerurilor, căci împărăția cerurilor a ajuns până la voi să vă vindece, dar n-ați vrut, nici ascultați legea. Să vă dea legea cunoștință păcatului și apoi, nu, să vă schimbe, să vă mântuiască fiul omului, nu, prin citire, prin viața lui, nu? Nici n-ați vrut să intrați acolo, aruncă cartea, mi-ați spus, nu? Aruncă cartea! Ce era atât de... Păi poate erați în procesul și asta vorbesc surorilor mele. Da, este adevărat că am făcut mesajul, am trimis un mesaj. Nu? În care le-am spus, am citit din Evanghelie, nu? Despre divorț. Nu? L-am trimis pe WhatsApp despre divorț, când am văzut, nu? Am trimis și le-am spus. Era foarte încurajator. Era că, uitați că Domnul spune, am făcut un legământ cu tine. Nu? Era, nu mi l-am semnat. Am făcut un legământ cu tine atunci când ai căsătorit cu soțul tău. Eu eram acolo, nu? Dar n-ai ascultat. Ai rupt legământul, ai rupt lanțul, ai rupt legământul. Vin iarăși și mă propun, așa mă dusesem înainte de Ezechiel 16 și 23, te-am trimis pe WhatsApp. Este mesajul pe care digitală. Vin din nou la tine, a doua oară, nu? Să refacem un alt legământ în care vei avea fii și fiice. E explicat lor, nu? Deci, ok, divorțul s-a produs, ruptura s-a produs, nu? Dar vin din nou la tine să ajuți pe alții care vor să se divorțeze, să aduci consiliere, să aduci învățături la altele fete care vor să se divorțeze, să nu mai treacă și ele printr acest proces de ispășire, de durere, 38 de ani sau 16 ani, cum ai trecut tu, nu? Deci, și voi face un alt legământ cu tine, nu pe temeiul legământului pe care l-am făcut mai înainte, nu? Ci voi face un alt legământ, nu? Și vei avea fii și fiice. Explica foarte bine. Aruncă cartea. Așa nu se acceptă. Deja lucrul acesta s-a și întâmplat. S-a întâmplat cu acel preot proroc care a prorocit că voi fi femeia lui, nu? Și lovea în soțul meu, că e Nabal, că el nu-i bun, că nici nu-i pocăit. Poate femeia să lese, el văduv. A luptat cu oameni de prin prejur, cu nata lui, cu oamenii de pe lângă el, a luptat ca să mă despartă, să mă ia, nu? Când a avut loc acest lucru, ce am spus în acel mesaj s-a și întâmplat. Nu? Fata, sora, nu? Care mi-a explicat legământul al doilea, căci vei avea și fii și fiice, adică...
pe baza temeiului al doilea, tu vei scoate pe altele din ghearele altor oameni care vor să ademenească și să ia femeia omului, nu? Când soțul meu a văzut pericolul, a chemat pe mama mea, a chemat surorile mele să le spună problema cu preotul proroc, care vroia să ne despartă. Sora mea a început să plângă, să se cutremure viața ei. Mari, nu trece! Mari, prin ce am trecut eu? Tu nu știi ce om ai! Mari, eu am trecut, am făcut această greșeală și uite-mă, Mari, în ce hal trăiesc! Mari, ce suferință! Deci, stăteai, sora mea, să ai un copil și poate l-ai avut și Dumnezeu să lucreze, nu? Să-ți fie bine, nu? Ai învrăjbit și tu și mi-ai dat și tu de nebună. Ai venit asta, vara trecută, nu asta, și mi-ai spus că dracu vorbește prin gura mea, așa spune cealaltă soră, deci ai învrăjbit și tu. Dar a contat mesajul tău pentru mine foarte mult și sora pocăita a vorbit și ea, m-a ascultat, Mari, ce se întâmplă, și mama mea și toată lumea. Să știți că vom avea și fii și fiice, deci nu este totul pierdut atunci când am rupt legământul, un legământ pe care l-am încheiat înaintea lui Dumnezeu ca și legământul căsătoriei. Nu? Domnul spune, ok, ai rupt un legământ cu mine, dar eu vin din nou la tine să facem un alt legământ. Și acest lucru l-am prezentat eu. Nu? Deci îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Deci atenție că un om poate primi putere să lege și să dezlege, să facă efect în viața altui om, dar pe baza cuvântului lui Dumnezeu, a unui legământ care se face. Citit, eu l-am citit. Deci, este acolo ce am citit eu la surorile mele care m-au înșfăcat. Vai, Doamne, ce m-au înșfăcat. M-au făcut praf. Acela a fost primul mesaj când am deschis cartea și am văzut, am înnebunit când am văzut, parcă chiar eram nebună și le-am făcut un mesaj care era cu un duh, că le-am trecut peste ele, cum trec cu tancul, nu? Deci, voi face un alt legământ, dar nu pe baza celui dintâi, cred. Dacă ar fi... Exodul, așa să vorbim. Nu l-am semnat, nu? Deci, frați dragi, lucrează Dumnezeu prin mijlocitori, chiar prin oameni care... Nu chiar, prin oameni în care Domnul a investit, a dat sau a lăsat să se întâmple lucruri. Deci, ok un divorț a unei persoane, dar din durerea aceea, din păcatul acela, apoi durerea, ispășirea păcatelor, nu? Vine Domnul și face un alt legământ. Nu? Păi, Pavel, nu, a omorât oameni, dar s-a făcut acolo un legământ. Te-am ales din mijlocul poporului, norodului, nu, ca să le deschizi ochii pentru iertarea păcatelor, nu? El a fost iertat de păcate. A ucis oameni, prigonea biserica. A fost apoi prigonit, ce ai făcut, ce se va face, a fost. Ispășirea păcatelor s-a produs, că ce a făcut, el i s-a făcut. L-au bătut cum bătea el. L-au biciuit și l-au ocărât și l-au dus în fața cezarului sau cine era acolo, împăratului, conducătorului, să fie procesat, cum a dus el creștin. Deci, atenție că procesul de ispășire a păcatelor se produce, dar la sfârșit este o minune de om că primește cheile împărăției să facă lucruri minunate, dar nu vrăjitori, nu vrăjeală, frați dragi. Păi unde-i ispășirea păcatelor? Cum te duci tu la cineva, dar nici nu știi despre ce vorbește? Unde-i mărturisirea păcatelor? Unde sunt păcatele omului aceluia pe care nu le știi? Unde-i? Cu ce drept vorbești tu? Deci, cu ce drept vorbești tu unui om? Cum poți să ajut un om dacă n-ai trecut pe acolo?
Dacă n-ai fost în întuneric, așa cum am avut viziunea aceea, nu? Eram în interiorul unei pușcării, era întuneric, dar eu vedeam niște luminițe printre, ca și cum ar fi fost niște garduri, nu? Vedeam niște luminițe, vedeam oamenii care trec pe afară, era grupul de oameni, de pușcăriași și eu le spuneam, vă scot afară. Dar eram cu ei, eram în întuneric, eram cu ei. Păi, nu putem vindeca, frați dragi, dacă n-am fost pe acolo. Păi chiar tu, sora mea, deci tu, eu nu o să uit. Eram la Greenway, la unde merg, fac pas rapid, nu la mișcare, nu? Păi mai suna de mi s-a cutremurat Greenway și toată viața mea. Mari, plângeai, smulgeai părul din cap. Mari, este un trufator, Mari, nu-i acel om, Mari, Mari, nu face ce am făcut eu. Când îți vorbește un om din experiența lui, este trimis. Are efect, are putere. Dar în momentul în care venim noi, ți-am pus mâinile peste cap, ce ești tu, presbiter, ți-am pus mâinile peste cap, ești vindecat în numele lui Iisus Hristos, stai un pic. Unde e spășirea păcatelor? Cu ce drept vorbești? De la ce înălțime? De la înălțimea capacului spășirii, să mai vede nimic. Este acel verset, nu? Să pui capacul ispășirii pe chivot și să pui în chivot mărturia pe care ți-o voi da. Acolo mă voi întâlni cu tine și de la înălțimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezați pe chivotul mărturiei, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Vii la mine să mă ajuți, dar tu mă vei ajuta din mărturia ta, de la înălțimea capacului ispășirii, de unde tu ai suferit ca să ți ispășești greșelile tale, ca să mă poți ajuta pe mine. Și vei primi porunci de acolo, din al doilea legământ pe care l-ai făcut. Dar este ceea ce văd eu. Dacă este aberație preoții să nu mă mai asculte, dar este ceea ce văd eu. Este ce văd eu, sunt elementele pe care le văd eu în semne și minuni. Nu? Deci, semne și minuni cu mâinile prezbiterilor puse pe capul oamenilor bolnavi și vrăjeală. Cel care face vrăjeală n-a trecut, nu știe. Nu are elemente. Nu are nimic decât niște mesaje stampate pe cale digitală cu care demonstrează, arată, zice că este însemnat și are și o grămadă și a demenit pe mulți. Zice că este ceva și oamenii spun că văd, nu știu ce văd. Exact și aici, deci identic același identikit, nu? În cetate era un om numit Simon care zicea că este un om însemnat, el vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei, punea în uimire, reușesc vrăjitorii, nu? Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Păi, Domnul Iisus Hristos când făcea, frate dragi, minuni, să nu spui la nimeni. Se auzea după aceea, dar nu trâmbița. Uite mesajul, aici scrie că cineva a fost vindecat. Nu? Și în celălalt loc, nu? Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis, bărbați izraeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva, și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a evit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii, și a tras mult noroc de partea lui. A pierit și el și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăciți pe oamenii aceștia, ci lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici, să nu vă pomeniți să luptați împotriva lui Dumnezeu. Nu e chiar așa, frați dragi, nu este chiar așa ușor punerea mâinilor pentru a vedea minuni, nu, în viața cuiva, ci este totul un proces, totul, frați dragi. Unde a rămas? Și chiar dacă cineva nu acceptă, deci
aruncă cartea, nu cum mi s-a spus, nu așteaptă, nu acceptă această lumină din cauza că legea dă cunoștință păcatului și nu acceptă acest proces. În momentul în care dă legea cunoștință păcatului, începe procesul de ispășire a păcatelor, nu? Nu este cineva care spune mâinile iertate sunt păcatele, canon și post și gata. Nu, este un proces, cum ai făcut, se va face, vei vedea și tu întunericul care l-ai produs cuiva în viața cuiva, durerea cuiva, sângele pe care l-ai vărsat dându-i de nebun sau ce știu eu, în ce groapă a fost aruncat o persoană, nu, din cauza ta, o vei trece și tu și se va realiza un legământ prin ce ai trecut și tu. Cum te-a usturat pe tine, căci tu ai făcut să usture pe altcineva, vei fi un martor puternic ca să oprești pe cineva de a mai face ce ai făcut și tu și ce ai făcut altcuiva și prin ce ai trecut tu făcând acel lucru altcuiva. Exact exemplu cu sora mea. Nu? Ea a intervenit să mă ajute pe mine. Pe baza unui alt legământ despre care i-am vorbit. Nu știu dacă explic bine acest lucru. Căci, oricum, ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Deci, oricum ar fi această împotrivire, nu? De a lua cunoștință de legea păcatului, nu? Atenție că păcatul oricum va fi dat pe față. Oricum va fi dat pe față ce am făcut fratelui nostru. Noi vom suferi, frați dragi. De multe ori Domnul mi-a vorbit. Sunt în suferință, no? Dat afară de peste tot. Când am ieșit din adunarea consilierei, am fost dat afară într-un sens că ea mi-a spus că sunt, în inima mea este diavolul, este nimicitorul, este diavolul cel rău și nu știu, și nu știm, nu? În mod indirect, prin mesaje, prin... Și apoi a pus femeile să mă cheme în casă și a deranjat pe soțul meu. M-a chemat o femeie și mi-a zis că cum am vorbit în adunare să nu mai vorbesc, că nu știu, că ne punea să vorbim pe fiecare, ne lua pe fiecare în parte. Tu ce spui din această predică în care am citit-o sau fă o comentare, spune ceva, nu? Și din ce spuneam, nu? M-au chemat acasă să mă contrazică femei care nici nu știu cine le-a dat număr, de ce m-a chemat. Soțul meu s-a supărat și a zis, așa ceva eu nu vreau. Să fii chemată de fete din adunarea acestei consiliere și să te contrazică și să strice ziua, ce înseamnă asta? Nu? Deci, și am ieșit afară, nu? Eu am suferit și din ieșirea din alte biserici, eu am suferit, nu? Dar Domnul mi-a promis ceva. Nu te bucura de mine, vrășmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Ok, sunt în întuneric. Ok, nu sunt în lumină. Nu. Tot ce mi s-a întâmplat, s-au luat de mine, v-ați luat de mine, m-ați dat afară, nu? S-au luat și femeile de mine, s-au luat toată lumea și m-a dat afară, nu? Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui. Păcatul era... Atenție că Domnul se folosește de bătăuș să ne bată. Atenție, cu nuiele. Păcatul era la mine. Nu? Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui, până ce îmi va apăra pricina și îmi va face dreptate. El mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea Lui. Nu? Când va vedea vrăjmașa mea lucrul acesta, va fi acoperită de rușine. Ea care îmi zicea unde este Dumnezeu, Domnul, Dumnezeul tău, ochii mei își vor vedea dorința împlinită față de ea, atunci ea va fi călcată în picioare ca noroiul de pe ulță. Folosește Domnul oameni care să ne bată, nu? Pentru păcatul nostru. Dar, frați dragi, eu eram pentru că am intrat în acel legământ cu Domnul. Este pentru că am lăsat legea lui Dumnezeu să o citesc. Am luat Evanghelia și eu vedeam, ai crezut că nu te vede nimeni? Când mi-a spus Domnul, ai crezut că nu te vede nimeni?
Ce bine îți întocmești căile când vrei să faci ceea ce îți place, drept că mă îmbrăcam la patru ace să intru într-o biserică. Ce bine știi să îți întocmești căile. Pe mâinile tale se află sângele. Frați dragi, se cutremură toată ființa când se deschide cartea legii. Păi primim niște palme în față și vedem legea păcatului. Și vedem păcatul nostru pe noi personal, nu pe oameni. În orice făceam, ce bine știi să faci ce iubești. Ai luat putirul din mâna mea, mie Domnul spunea, ai luat putirul din mâna mea și l-ai băut până în fund. Și te-au amăgit toți. Eu am lăsat că nu vedeai nimic în fața ochilor. Dar acum a venit momentul să iau putirul amețelii din mâna ta și să dau să-l bea ei. Căci cum ai făcut și se va face? Va veni timpul. Când Domnul Lucrei ne lasă, bem paharul, nu? Amețelii. Amețiți că nu vedem nimic. Dar vine un moment în care ne trezim la realitate, legea de cunoștință păcatului, și voi lua paharul din mâna ta și îl voi da lor să-l bea. Și îl vor bea și ei tot până în fund. Cum ai făcut și se va face? Ce mi-au făcut mie, li se va face și lor. Dar eu am fost biciuită de oameni, de biserici, de păstori sau surori pentru păcatele mele. Ispășirea păcatelor. Să fie clar. Ca apoi de la înălțimea capacului ispășirii să pot veni să vorbesc cuiva. Altfel, cu ce drept vine cineva în fața altcuiva? În ziua când îți vor zidi iar jidurile, în ziua aceea ți se vor lăgi hotarele. Frați dragi, acolo în Isaia, o spun și pe aceasta, Ierusalimul zidit din nou, o spun și pe aceasta și păstorii, poate să nu mă mai asculte. Nu este numai casa lui Dumnezeu de rugăciune în care suntem cu toții niște stâlpi și ne ajutăm, nu? Și ne sprijinim unii pe alții și ne ajutăm unii pe alții. Ierusalimul zidit din nou, frați dragi, este și trupul nostru. Schimbat, născut din nou, zidit din nou, făcut din nou. Dar pentru dărâmare, pentru ispășirea păcatelor, 38 ani, slăbănogul, a fost o dărâmare a corpului. Frați dragi, când o văd pe această femeie care a judecat și a râs de toți, mi-a făcut mare rău, mi-au dat niște bani de la servici în plus, 1.000-2.000 de euro în plus, pentru merite. Și nu de la nimeni, dar șefa mea îi plăcea foarte mult cum lucrez și nu vrea să plec. Și când simțea că vreau să plec de acolo, că mă prigoneau alții, nu merge așa bine, i-am dădea bani, făcea în așa fel, se ducea la șef, zicea, dați-i bani că valorează că nu vreau să plece. După 2 ani ce am primit acești bani, am spus acestei femei, care judecă pe tot și râde de toți, numai râs și judecat este, și îi pare bine de răul oamenilor, frați dragi, după 2 ani m-am deschis și am zis, dar eu am primit niște bani. Șefii mi-au zis, vezi să nu spui, dar au trecut 2 ani și am zis, după 2 ani ce poate să întâmple? Și am spus, a doua zi, toată structura, zeci de persoane se mă omoare. Dar de când se dă bani, dar ce numai tu meriți? Noi spălăm fundurile oamenilor, noi facem, muncim aici și îți dă numai ce. A pornit o prigoană, de nu mai ieșeam. Și am spus, te-ai apucat să le spui. Astăzi, această persoană, o vârsta mea, 51-53 de ani, cred, bărbatul ei a paralizat, este la pat, nu? Este în structură, noaptea trecută am fost la el, l-am îngrijit, l-am bărbatul acestei femei paralizat la pat la 53 de ani. Pentru că bărbatul este paralizat la pat, pentru că trece prin ce trece, a încetat să mai judece, mai mult de atât. Mi-a căzut în față un bărbat care a avut un accident de mașină cu femeia și a murit femeia. A fost într-o zguduială mare acel bărbat, bine, înțeles că are gâtul, nu, cu colarino. Și a trebuit să-și recupereze, căci a avut multe fracturi, nu? Acest bărbat s-a trezit așa din trauma aceea și mi-a căzut așa în față pe scaun și a zis, nu mai pot, mi-aduc aminte de femeia mea, a murit, eu conduceam, este și vina mea.
Eu când am văzut că vine doctorul și altă doctoriță, am zis, le lasă mâna lor, că eu n-am timp, că trebuie să mă duc dincolo, 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 dincolo. Dar am văzut că doctorul și doctorița trec prin spate și mă lasă pe seama mea să mă ocup de sufletul lui. Femeia mea a murit, nu mai pot, Doamne, ce a putut să se întâmple, nu? Fata asta judecătoarea judecă, adică care judeca pe toți, care întotdeauna nu interesa de nimic, de o insensibilitate, nu? Ea era și vedea toată scena deoparte. Eu am început să spun, domnule, ce se întâmplă? De când aveți aceste gânduri? Am început să-i pun întrebări, am început să stau în fața lui. Mult timp am stat, mi l-am luat. M-au lăsat toți și am rămas eu cu el. Nu s-a încetat viața, câți ani aveți? 70 de ani. Mă aveți de trăit. Mai aveți de trăit. Socrului meu i-a murit nevasta și acum și-a găsit altă femeie. Trebuie să vorbiți cu oamenii. Vorbește cu mine. Vorbește, povestește-mi tot ce s-a întâmplat. Povestește la oameni. Ai prieteni? Da, am. Vin în fiecare zi. Vorbește, nu sta închis. Și vecinul de cameră vorbește. Da, vorbește și lui i-a murit femeia. Deci vorbiți, vorbiți, vorbiți. Stăm și vorbim. Fata, care judeca și râdea de toți, care are bărbatul acum de 53 de ani, paralizat acolo la noi, s-a apropiat și a spus, domnule, să știți că această femeie, adică eu, este femeia care este psihologul meu. Eu am soțul meu paralizat la etajul 2 într-un pat, dar eu am pe femeia aceasta care m-a ajutat și pe mine, dar acum o sprijin și eu un pic pe ea, în sensul că vreau să vă spun, dacă soția dumneavoastră a murit la 70 de ani, acest accident, nu? Soțul meu are 53 și este paralizat într-un pat. Este handicapat acum. Deci să știți că sunt foarte multe lucruri grave care se întâmplă. Stați liniștit, stați liniștit. Atenție! Atenție lucrarea lui Dumnezeu. Ca să facă alte legăminte cu oamenii, ca să treacă prin ispășirea păcatelor acelora, de a râde și de a judeca pe toți, frați dragi, ca să fie niște stâlpi în casa Domnului, că fata e după mine. Atunci când am fost la Biserica Ortodoxă, atunci Domnul m-a chemat acolo, că ei sufletul ei era acolo, poate următoarea oară, cine știe unde, pe unde voi ajunge, că este un suflet, un duh, care mă cheamă într-un loc, oriunde ori fi el, unde a fi el. Căci Dumnezeu lucrează cu Duhul, prin Duh. Deci, frate, dragi, ceea ce văd eu și preoții, cum am spus, să nu mă mai asculte dacă este ceva care nu coincide cu teologia acestei cărți. Eu văd că noi suntem un Ierusalim zidit din nou, un corp, un trup sădit din nou, nu? Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? Căci pe mine mă așteaptă ostroavele și corăbile din Tarsis sunt în frunte ca să aducă înapoi de departe pe copiii tăi. Frați dragi, și fata, nu mă aduc pe mine. Iau fata, care are bărbatul care va avea copii, va spune la oameni, la oameni bătrâni care suferă. Domnule, am bărbatul. Sunt copiii aceștia pe care noi îi sprijinim și îi ajutăm, îi facem copiii noștri, pentru că le dăm asistență. Pentru că ne îngrijim, izbăvește pe cei tărâți la moarte, izbăvește pe cei necăjiți. Ocupă-te de cei necăjiți. Cum să te ocupi? Cum să înțelegi dacă n-ai trecut tu? Poate să ne arătăm mari predicatori, învățători ai lumii, dar noi n-am trecut prin niciun necaz. Cum să ajutăm pe cei necăjiți? Când noi nu înțelegem acel necaz, n-am trecut, nu știm ce înseamnă. Aceasta este, frați dragi, mărturia mea. Ierusalim zidit din nou, voi veți avea copii la surorile mele, ca să nu zic eu. Păi da, dar mi s-a întâmplat mie, eu vorbesc de la înălțimea capacului în spășirii și dau porunci. Cum să se facă? Nu, eu am devenit copilul surorii mele, nu, care a divorțat, nu, și îi trimisesem și vei avea copii pe baza al doilea legământ, tu mă vei opri pe mine să nu divorțez, tu, căci Dumnezeu a făcut un alt legământ, prin gura mea ți-am citit legământul, prin durerea ta, prin ce ai trecut, capacul ispășirii, păi ce pățește, ce a pățit cu celălalt, poate că acum e bine și Domnul să le dea pace, nu? În familie, dar ea a putut să-mi vorbească. Nu putea să-mi vorbească mama mea, că n-a divorțat. Nu putea să-mi vorbească pocăita, că n-a divorțat. Ea da, și prin ce a trecut pentru că a divorțat? Ce a fost mai scump, ce a avut mai scump, a avut libertatea cu primul soț, aceea i-a fost luată.
cu telecamere, urmărită cu mașina pe stradă, nu cumva să se ducă cu cineva. Deci ceea ce a avut mai scump, libertatea cu soțul din tâi, și totuși l-a lăsat pentru ce? Pentru bani. Mă duc eu să fac bani, îmi iau unul mai bogat. Totul de la bani. Ea a fost ea care, prin ce a trecut, am fost eu în acel moment copilul ei. Pentru că ea m-a convins. Mari, gândește-te prin ce trec eu. Nu, a plecat urechea la ce spune. E un hoț acela. Ea mi-a deschis ochii. Eu vorbesc de la înălțimea capacului ispășirii, nu? Și Ierusalimul zidit din nou, eu îl văd și corpul nostru schimba din nou, chiar am văzut în această dimineață. Nu se va schimba nimic din ceea ce dorești, din ceea ce cauți, până când nu te vei schimba tu în interior. Chiar și sănătatea. Aștepți o minune în viața ta, dar nu se va schimba, acea minune nu va veni până când nu te vei schimba tu. Dacă te vei schimba tu, va veni și minunea în viața ta. Pentru că trebuie să fim un Ierusalim zidit din nou, ca să avem copii. Noi trebuie să fim născuți, să avem copii, sensul vieții noastre, să avem copii, să ajutăm, să ne ajutăm unii cu alții, să ne sprijinim unul pe altul. Nu? Iată, zboară spre tine. Nu? Cine sunt aceia care zboară ca niște nori, ca niște porumbei spre porumbarul lor? Ne adunăm în duh, ne găsim, zburăm în duh. A plâns femeia pe calea digitală? Acea, cât am vorbit? Deja trebuie să închid și n-am terminat. A plâns femeia aceea pentru că a fost dată deoparte de toată comunitatea? Eu am putut să-i scriu un verset în care se spune: iubita, și eu am trecut prin ce ai trecut tu. Deci, atenție când se vorbește de la înălțimea capacului ispășirii. Am vorbit prea mult și vroiam să citesc alte lucruri și n-am cum să le mai citesc. Citesc numai acolo unde... și Iacov, nu? Îl voi citi imediat. Zidurile tale, Ierusalimul zidit din nou. Mai citesc aceste lucruri și apoi... Apropiați-vă de mine și ascultați. De la început n-am vorbit în ascuns, de la obârșirea acestor lucruri am fost de față și acum Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său. Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe care trebuie să mergi. O, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Sămânța ta ar fi fost ca nisipul și roadele pântecelui tău ca boabele de nisip. Numele tău n-ar fi fost șters și nimicit înaintea mea. Ieșiți din Babilon, fugiți din mijlocul caldeienilor, vestiți strâmbițați cu glas de veselie, dați de știre până la capătul pământului, spuneți: Domnul a răscumpărat pe robul său Iacov. Aceste lucruri, când i le-a spus, nu? Domnul a răscumpărat pe robul său Iacov, nu? Și nu vor suferi de sete în pustiurile în care îi va duce, ci va face să curgă pentru ei apă din stâncă, va despica stânca și va curge apa. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Ascultă, Iacove, și tu, Israele, pe care te-am chemat. Eu sunt cel din tâi și tot eu sunt cel din urmă. Mâna mea întemeia pământul și dreapta mea a întins cerurile, cum le-am chemat sau și înfățișat îndată. Strângeți-vă cu toții și ascultați. Cine dintre ei a vestit aceste lucruri? Acela pe care îl iubește Domnul va împlini voia lui împotriva Babilonului și brațul lui va apăsa asupra caldeienilor. Eu am vorbit și eu l-am și chemat, eu l-am adus și lucrarea mea va izbuti. Vroiam să spun despre Iacov, nu? Dacă Domnul a răscumpărat pe robul său Iacov, nu? O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Dacă ai fi luat de la început, nu? Dar a trebuit să treci prin ce ai trecut, nu? Să suferi, dar atenție, că lovitura aceea, nu? Domnul mi-a spus, chiar inimii mele, când am suferit, nu? Pentru ce mi-a făcut altcineva, pe care altcineva l-am văzut dat afară, practic. O șefă m-a tot prigonit pe mine și a dat-o afară pe ea, de s-a
rușinat, s-a făcut de rușine față de toată lumea. Și Domnul a vorbit, în vremurile viitoare Iacov va prinde rădăcină, Israel va înflori și va otrăzli și va umple lumea cu roadele lui. La lovitoare Domnul, îmi vorbise Domnul, la lovitoare Domnul, cum a lovit pe cei ce loveau, l-a ucis el cum a ucis pe cei ce-l ucideau, cu măsură l-ai pedepsit în robie, luându-l cu suflarea năpraznică a vântului de răsărit, astfel nelegiuirea lui Iacov a fost ispășită și iată rodul iertării păcatului lui. Care este rodul? Domnul a făcut toate pietrele altarilor ca niște pietre de var, prefăcute în țărână, idolii Astartei și stâlpii soarelui nu se vor mai ridica. Căci cetatea cea tare a rămas singuratică, a ajuns o locuință lăsată și părăsită ca pustiul, în ea paște vițelul, în ea se culcă și îi mănâncă ramurile. Când îi se usucă ramurile, sunt rupte, vin femeile să le ardă, căci acesta era un popor fără pricepere, de aceea cel ce l-a făcut n-a avut milă de el și cel ce l-a întocmit nu l-a iertat. În vremea aceea Domnul va scutura roade de la cursul râului până la pârâul Egiptului. Iar voi ieși, iar voi veți fi strânși unul câte unul copiii al lui Israel în această casă digitală. În ziua aceea se va suna cu trâmbița cea mare și atunci se vor întoarce cei exilați din țara Siriei și fugarii din țara Egiptului. Ei se vor închina înaintea Domnului pe muntele cel sfânt Ierusalim ceresc. Atenție! Tot 27. Sufletul meu te dorește noaptea și Duhul meu te caut în lăuntrul meu, căci când se împlinesc judecățile tale pe pământ, locuitorii lumii învață dreptatea. Așa învățăm dreptatea. Ce este drept, adică, nu? Dacă ierți pe cel rău, el totuși nu învață neprihănirea, se dedără la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută la mărăția Domnului. Atunci când facem răul, dar nu e nicio problemă. Lasă că trece. Nu, frați dragi, totul va ajunge la pieptene. De ce? Pentru că Domnul vrea fii. Domnul vrea să mulțească fii. Nu? Pentru oricine te lovește, nu? Da, el te lovește cu un iau și își ridică toiagul asupra ta cum făceau egiptenii. Dar peste puțină vreme, pedeapsa va înceta și mânia mea se va întoarce împotriva lui ca să-l nimicească. Atenție cum ai făcut așa ce se va face. Atenție la... cum spune omul, se învârte roata. I-ai pedepsit pentru greșelile lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat, ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Pe toți, pe cine? Pe aceștia mari, nu? Aaron, Moise, preoții lui. Domnul pedepsește, dar este o logică dumnezeiască prin care vor fi fii. Prin care noi ne schimbăm. Prin care noi învățăm dreptatea. Ce este drept, ce este bine și ce este rău. Nu? Este ceea ce văd. Trebuie să termin. Este timpul, roata se învârte, nu? Pentru fiecare. El ridică pe unul. Și Dumnezeu este cel ce judecă. El coboară pe unul și înalță pe altul. Așa cum judecata dumnezeiască, nu? Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderele tale de tot sunt necurmate înaintea mea. Nu voi lua taur din casa ta, nici țapi din staulele tale, în sensul de jertfele tale, mesajele tale, tot ce faci tu, dai la săraci, tot ce faci. Nu pentru asta. Ci cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Proces. Vine necazul. Tu cheamă-mă, eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi cum a lucrat Dumnezeu în viața ta. Cine aduce mulțumiri ca jertfa acela mă proslăvește și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Prezentată Evanghelia pe pielea mea, cum s-ar spune. Cum am încasat-o eu, cum mi-am, eu nelegiuirea, cum mi-am ispășit-o. Nu? M-a fost cu Iacov. Da, te-am pedepsit. Dar te-a pedepsit ca pe ceilalți, nu m-a făcut Domnul de rușine niciodată, frați dragi, niciodată. M-a pedepsit, am suferit, m-a prigonit femeia, nu? Dar, că a fost mai mare decât mine, dar nu m-a făcut de rușine. I-a venit rândul persoanei, i-a făcut de rușine, lăsase un rol mare, important, de unde venea, bun, l-a pierdut, nu mai poți intra una cu două înapoi la stat, a venit la noi, a intrat la muncă, a făcut mare cu sarea, s-a dat mare și tare, s-a eliberat de mine, m-a izbit de nu m-am văzut și a ales pe alta. Le-a dat Domnul afară pe amândouă, dar urât, 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 ca le-a fugărit. Le-a fugărit
Urât. Și Domnul mi-a vorbit atunci. Te-am pedepsit cum le-am pedepsit? Pe ele? Cu dreptate te-am pedepsit. Pentru că am mai văzut, nu, am văzut foarte multe femei pe calea digitală, nu, care aduc o învățătură oamenilor de pace, de bine, de zidire, nu, sufletească, nu, dar fără cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul, când am întrebat, nu, este în special acum o femeie care aduce, nu, tot felul de învățături, sprijinește pe oameni, vorbește cu ei, nu, și le aduce pacea de la țară, nu, din natură, îmbrăcămintea, cum se îmbracă ea. Și vorbește chiar de Dumnezeu. Fata a spus chiar dimineață, ceva, un mesaj în care ea spune că ea vorbește oamenilor despre Dumnezeu. Eu vorbesc despre ziditorul sub. Mă cheamă numele ei Cori și explic divinul pe pământ, din perspectiva încrederii că toți creștem în conștiință, numai că în ritmuri diferite și cu costuri care se traduc în forme de durere, dar toți avem dreptul la împrietenirea cu sufletul nostru. Toți putem să îndrăznim, vindecându-ne, ne luptând. Nu cred că e de dus o luptă cu greurile. Ne uităm în ele cu iubire până le stoarcem de miracole, de unde luăm iubirea, păi suntem ea, suntem iubirea. Și când am întrebat pe Domnul, Domnul spune, slujește unui Dumnezeu, dar necunoscut. Pentru că noi avem cuvântul, un element care este ceea ce îl descrie pe Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și este informația, nu? Și apoi tot restul. Deci Domnul spune unui Dumnezeu necunoscut. Nu? Ea spune, mă cheamă cu tare și explic divinul pe pământ. Mai este o femeie cu un turban pe cap, nu? Aș vrea să închid, care propovădește Evanghelia și Domnul mi-a spus, i-am dat pricepere și tărie și înțelepciune, măestria cuvântului, nu tot în Evanghelie și nu l-am mai găsit în dimineața aceasta, dar fără, n-are mărturie, n-a trecut nimic, nu? Și Domnul spune, ok, vorbește bine tare, dar Domnul spune, ai văzut robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău, el se ține tare în neprihănirea lui. Și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Satan a răspuns Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt în credința că te va blestema în față. Se va vedea, frați dragi, curăția lui Iov, curăția noastră, atât timp cât stăm bine, copii sănătoși, părinți, pace, serenitate, servici, merge salarul, sănătate, tot la maxim. Noi suntem predicatori. Dar ia atinge-te de ei. În momentul în care se atinge de noi cineva, atunci se va vedea dacă nu îl blestemăm pe Dumnezeu. M-au dat preoții afară. M-au dat consilier afară. M-au făcut, s-a întâmplat lucrurile în așa fel. Așa trebuia să fie pentru păcatul meu. Pentru păcatele mele. Atenție! Și Domnul a spus, dar te-am lovit cum i-am lovit pe ei? Că ei ar fi să se facă de rușine acum. Că ce a fost ascuns va ieși la lumină. Se va ști, ei știu. Nu? Ei știu. Nu? Prorocul, preotul proroc m-a și văzut și a zis că sunt curva Rahav care ajut poporul lui Dumnezeu să intre în Canaan. Care ajut să treacă dincolo. Nu? Atenție. L-am văzut, a făcut predica, nu? Și a citit același pasaj pe care mi l-a citit mie, că eu sunt o femeie care voi fi femeia lui. Nu? Și apoi m-a dat-o în acest text, nu, pe care l-a citit și în această, acum a schimbat înțelesul textului, că ar veni că sunt cea care ajută pe preoți, nu, să treacă în Canaan, în țara promisă, nu, în acest Ierusalim ceresc. Nu? Dar el a văzut că am adus la lumină ce a fost, ce s-a întâmplat acolo. El a văzut, nu? Atenție! Și fratele, pansat la cap cu accidentul în casă, nu? Un interventul la cap, nu? Mi-a arătat Domnul, frate drag, bandajat la cap, mi-a arătat Domnul după, deci dacă s-a întâmplat în 2020 că m-ai necinstit în fața oamenilor aducând acele cuvinte, cum că te-am provocat cu ceva, iată, au trecut de atunci 4 ani, timpul în care descoperă, Domnul mi-a descoperit tocmai acum, vezi că te-a necinstit, cum a necinstit Amnon pe Tamar, intră cu mine, să nu mai fie altcineva și când a ieșit Tamar de acolo a fost necinstită, te-a necinstit în același fel. Mi-a descoperit Domnul după 4 ani.
Nu imediat. Ce a fost acolo, domnul, nu mi-a descoperit. În 2021 măcar mi-a descoperit, înainte cu de accident la cap, nu? De intervent chirurgic la cap, de căzătura ta în casă, nu? Mi-a descoperit domnul înainte cu o săptămână sau o lună. Despre acest fapt, ce ai zis tu, ce ai făcut? De mi s-a întâmplat, ce mi s-a întâmplat și apoi au sărit la mine. Și totuși sunt aici, frați dragi. Și totuși sunt aici, nu? Ia întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema în față. Și așa că Domnul s-a atins de carnea mea prin aceste întâmplări, pentru păcatele mele. Ce se întâmplă după acest lucru? Ce s-a întâmplat lui Iov? Nu? Iov până la urmă a tot vorbit. A vorbit de nu s-a văzut cu prietenii lui. Am fost condamnată și de biserică și de alții și de alții și de alții și de alții. Dar sunt aici. Sunt aici. N-am părăsit. Trebuie să închid. Frate drag, la judecată în acest mesaj, nu știu cum să o spun, că nu vreau să o încasez, pentru că tu, dacă ceva o spun nu știu cum și nu sunt atentă, o încasez. Mai face Dumnezeu minune azi. Tu acolo nu erai în biserica ta, nu? În palatul tău, nu? Unde îți strângi mâna cu toți, unde iubești pe toți, unde vorbești cu ei, dar pe calea digitală zici voi toți, nu? Se filmează, atenție, se filmează, sunt în filmare, sunt. Eu sunt constipat privind curtea de afară, nu? De afara locașului pământesc, nu? Eu, domnule, îmi place să stau la ceai cu oamenii. Și eu vreau, pe mine mă interesează adunarea asta, noi din biserică, și le faci numele și vă drăgăliți și vă cocolați și vă îmbrățișați și vă protejați unii pe alții acolo, nu? În momentul în care tu iubești foarte mult zidirea ca și templu, am iubit-o și eu. Eu vin dintr-o biserică, cât am vorbit foarte mult. Faceți împărțiți, frați dragi. Într-o zi ascultați jumătate de oră, acea jumătate de oră fixată de oameni de știință, cât este atenția, că știu despre ce este vorba. Atenția unui om după un tot de timp, după 20 de minute, gata, se pierde și nu te mai urmează. Faceți pe jumătate, împărțiți. Deci, eu am stat numai în biserică, copil în biserică, 5 ani, 6 ani, 7 ani, 10 ani, 20, până la 20 de ani, căci bunica mea așa m-a trimis să-i povestesc predica. Dar eu mi s-a lipit inima de turnuri înalte, de biserică, impresiunea mea, impresia mea, ceea ce făcea impresia era turnul înalt, era clădirea, era cum era construită biserica, clădire înaltă, frumoasă, maestoasă. Nu înțelegeam nimic, nici Biblia, în Biblia n-am intrat eu, până în 2013 sau 14, când sora mea mi-a dat cartea Cornilescu. Eu aveam Biblia, dar nu puteam să intru, nimic, zero. Acatistul Maicii Domnului și tot ce, psaltirea. Nu? Citeam și psaltirea, dar eu nu era viață în ea. Dar eu eram îndrăgostită de templu și așa s-a întâmplat că venind în Italia, eu nu mi-am mai găsit templu și am pierdut pe Dumnezeu și templu și tot. Nu? Ce-am iubit cel mai mult când m-au dat afară din toate bisericile, acele împrejurări pentru păcatele mele, când mă dădeau toți afară dintr-o clădire, a fost ce-am iubit cel mai mult. Nu era conținutul. Era clădirea în sine, am sfârșit afară în câmp și de ce am iubit atât de mult, eu n-am mai avut parte. Eu iubeam clădirea, înălțimile. Am avut o viziune în care acest loc, Salice Terme, l-am văzut cu niște, cum este locul acesta, erau niște căsuțe băgate în pământ ca chiliile călugărilor, cu masă, cu tot, erau locuințe. Această viziune, am zis, ce este? Nu? Căsile acelea, am văzut trei case aici, la Salice Terme, din Godiasco, din Pavianu, unde mă aflu eu. Este locul meu de muncă, unde erau chilii, căsuțe, unde stătea numai o singură persoană. În Evanghelie, frate drag,
iubitor al templului lui Dumnezeu ca clădire și cu oamenii cu care stai la ceai și pe care îi iubești și fericirea ta stă că Salomea s-a văzut bine cu cântăreața sau cântăreții de acolo, din acea biserică. Și eu iubesc lucrul acesta. Eu când văd la muncă fetele, eu lucrez să-i țin uniți, să se iubească, să evite conflictul, că imediat apare ce apare un conflict, gata, imediat intru. Să-i văd că se iubesc și când îi văd că se ajută, eu râd de inima și sunt fericită, nu? Este bine. Dar ai grijă la ce iubești tare mult, că îți poate dezlipi inima de la ceea ce este Dumnezeu, așa cum l-am văzut eu pe Dumnezeu în cartea aceasta, nu? Căci am văzut aceste chilii în acest loc, frate drag, în Azaria împăratului Iuda, în al 27-lea an al lui Ieroboam, împăratului Israel, a început să domnească Azaria, fiul lui Amația, împăratului Iuda. Avea 16 ani când a ajuns împărat și a domnit 52 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amația. Numai că înălțimile nu le-a stricat, poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi, atenție, vizibile le-am văzut eu. Atenție, Domnul a lovit pe împărat cu lepră și a locuit într-o casă deosebită și Iotam, fiul împăratului, era în fruntea casei și judeca poporul țării. Vezi că casele alea mici pe care le-am văzut eu trei, ca chilii unde stă numai o persoană ca și călugăr, vezi că eu le-am văzut case deosebite și omul care stă în case, lovit de lepră, nu? Cine știe mintea lui Dumnezeu, cu ce poate să lovească pe un om, cum m-a lovit pe mine, l-a lovit, a lovit el, te-a lovit el, Domnul, m-a lovit el pe mine, cum a lovit pe ceilalți, că i-a făcut de rușine, m-a lovit el pe mine, m-a lovit, da, că sunt singură, că m-au dat toți afară, m-a lovit că nu mai sunt în înălțimile acelea, în frumusețile acelea de programe, nu? De biserică. Dar ar veni, atenție la casa deosebită, căci imediat când Domnul vede că este sălășluit în mintea noastră, în inima noastră, o iubire față de ceva ce nu este Dumnezeu, cum ar fi locașul sfânt, nu? Căci eu am văzut ceva, nu știu dacă găsesc, tot în ce am citit mai înainte, era undeva, nu acolo unde este să fiți un locaș prin Duhul, un locaș sfânt prin Duhul, am mai văzut într-un loc ceva, căci nu cortul lui David, în alt loc, despre un locaș David a căpătat milă. Este aici despre oricum, deci că în dimineața aceasta am văzut și vremea lui Moise, nu? Unde Domnul face această aluzie, nu? Când ei erau acolo în pustiu, nu? Ei vroiau ceva vizibil, nu? Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, de el să ascultați. El este acela care în adunarea izraeliților din pustiu, ca îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri care a primit cuvinte vii ca să ne le dea nouă, părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit. Și în inimile lor s-au întors spre Egipt și au zis lui Faraon, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolilor și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atenție că ne bucurăm în inima noastră, cum am bucurat eu de Biserica lui Dumnezeu și toate mănăstirile la care am fost, toată România, la mănăstiri, totul era clădirea. Nu auzeam nimic, n-am un cuvânt, n-am o mărturie, n-am un cuvânt din Evanghelie, n-am nimic. Dar am aceste mănăstiri enorm de mari, că eu când vedeam, inima mea îmi tresălta de bucurie la vederea acestor clădiri. Nu? Lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor. Mi-ați adus voi vite înjunghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustiu casa lui Israel, ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor. De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustiu cortul întâlnirii, în pustiu, când ne era greu.
ne adunam, cum ne-am adunat pe Zoom, când a fost virusul, ne-am adunat, în pustiu, în durere. Am făcut cortul întâlnirii și ce bine era, spunea fratele. Nu? Domnule, câți mă chemau și cum ne vedeam, nu? Așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până în zilele lui David. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Domnul Dumnezeu lui Iacov. Deci, înainte cum erau? Era în pustiu, era cortul întâlnirii, se întâlneau, nu? Nu? Era greu, era în pustiu, nu? Dar David a cerut să se facă o locuință. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel preanalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul, sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri. În momentul în care ai fost în locul, care nu era în biserica ta, nu? Și ai fost în locul acela cu oamenii, cu alți, era un cort al întâlnirii cu acești trei păstori aseară și erai perfect. N-ai mai făcut o părtinire, nu ți-ai mai luat Salomea și cu cântăreții și voi și tu cu tare, ei, și chem pe câte o femeie sau câte un bărbat și îi drăgălești, îi chem în față, prietenii mei și te fălești cu ei. Nu-i bine să te fălești cu oamenii, atenție, nimeni să nu se fălească un om cu un altru, adică nu ești singur. Nu ești singur. Dar acolo unde ai fost, la cortul întâlnirii cu acești trei, ceilalți trei, ați fost trei judecători, perfect. Imaginea perfectă de judecător. Compus, se spune, composto în italiană. Compus, fără părtinire, că cu tare, ca cei care te ascultă. Este lume care te ascultă. Poate este lume care se vindecă. Este lume care se transformă după tine. Dar nu-i știi. Sunt copii după tine, dar nu-i știi. Dar în momentul în care îi drăgălești pe ceilalți, să nu faci cum facem, cum a făcut mama mea. Eu iubesc mai mult pe ea, adică pe mine. Și au strâns o ură că m-au făcut de buna cu pământul, ce mi-au făcut din cauza aceasta. Deci atenție la ce iubești, nu? Căci și eu am iubit și eu iubesc și clădirile și să stau în mijlocul oamenilor. N-am avut parte. Chilie. Eu aduc ceea ce văd, ce primesc, nu? Și cred că am încheiat. Ascultați pe bucățele. Deci nu se poate să se aibă atâta concentrație, nu? Solomon a făcut pridvorul scaunului de domnie, unde judeca pridvorul judecății și l-a acoperit cu cetrul de la pardoseală până la tavan. Dar este casa lui Solomon. Păi, eu nu știu, nu-mi permit, îți aduc casa lui Solomon ca să nu spun, uită-te la fratele Nicu Butoi. El face slujba de la altar, dar atenție că slujește și din casa lui. Și judecă și din casa lui, și în limba engleză, pentru că o cunoaște, și în românește. Atenție, este o slujbă care este din casa lui, casa lui Solomon. Și fratele Nicu Butoi folosește exact elementele pe care le folosesc și eu. Curtea cea mare avea de jur împrejurul ei trei șiruri de pietre cioplite și un șir de bârne de cedru, ca și curtea din lăuntru a casei Domnului și ca pridvorul casei. Nu mai caut și acel loc unde judecătorul este îmbrăcat cu, se spune în românește, diviză. Este îmbrăcat cu, în haine preoțești. Nu oricine face judecată și bate în dreapta, bate în stânga pe ceilalți, trebuie să aibă haină preoțească. Curtea de afară, zidirea casei lui Solomon, ce rost ar avea? Cum am putea noi astăzi să o aducem nou, ceva nou? Iată, fac ceva nou și gata să se întâmple, să nu-l vedeți voi, oare? Este și curtea de acasă. Cananiții trebuie nimiciți, să știți, este modul lor de a face vrăjitorii. Trebuie să se aducă, da, frate drag, ai adus perfect, ai vorbit perfect. Deci nu am contestare, nu am niciun cuvânt împotriva, ai vorbit împotriva vrăjitorului, fără să-i faci numele, finuți, fără să defăimezi pe nimeni, să vergi sânge, fără nimic.
ai vorbit așa cum trebuie, ce înseamnă o minune. Exemplu, fata se duce la farmacie. Farmacistul nu bagă în seamă, ea insistă. Farmacistul stătea la telefon cu neurochirurgul. Neurochirurgul până la urmă a cedat și apoi a rezolvat și a făcut minunea în viața fetei. Aceasta este minunea. Să nu aducem noi fantașiența cum aduce ceea ce este vrăjitorul. Și n-ai făcut nicio greșeală. Impecabil. Nu? Căci de fiecare dată, dacă eu am vrut să te contrazic, frate drag, de renovație, Ianovici, eu, judecata mea omenească, în fața judecății mele omenești, te-aș, cum se zice în românește, scarta, te-aș da deoparte, nu? Și nu aș sta după tine, nu știu cum să spun. Pentru anumite lucruri, nu? Mai ales când îmbrățișez, nu, pe cei de acolo și ceilalți, sunt constipat, nu, pentru cei de pe cale digitală. Păcat că sunt și eu pe acolo, nu? Pe mine nu mă interesează, eu am pe cutare și pe cutare Salomea, uite prietenii mei, i-aduc în față ceai. Nu. Deci pentru aceste lucruri nici nu te-aș mai urmări, păi dacă pentru cei de pe care digitală ești constipată, atunci nu te mai ascult, nu? Dar eu vin din cauza poruncii lui Dumnezeu. Și Domnul spune, Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Este o prorocie și mai departe, foarte departe, tocmai în Apocalipsa, ieși și pe acolo. Și sunt și eu. Și nu-i plăcută. Sunt lucruri și neplăcute. Și nu le văd deslușit. Nu s-a sfârșit cu întunericul meu și întunericul tău. Cu acel loc întuneric pe care l-am văzut, m-am văzut în întuneric. Nu s-au sfârșit. Dar ce a spus oare nu va face, ce a făgăduit oare nu va împlini, iată că am primit poruncă să binecuvântez. Așa am primit. Da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov. Acesta este printre ultimele mesaje. În Iacov, în tine, frate, de renovație, Ianovici, nu văd nicio nelegiuire, îmi spune Domnul. Cu toate că m-ai dat și pe mine deoparte. M-am constipat, domnule, m-am constipat. Sunt constipat pentru cei de pe calea digitală și sunt și eu, nu? Domnul spune, da, dar el... Eu n-am văzut nicio nelegiuire în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. El este împăratul lui, veselia lui. Dumnezeu i-a scos din Egipt, tăria lui este pentru el ca a bivolului, descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Iacov. Și lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov și Israel ce lucruri mari a făcut Dumnezeu. Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică și se ridică întocmai ca un leu, nu se culcă până ce n-a mâncat prada și n-a băut sângele celor uciși, vrăjitorii. Dar finuți, fără să se verse sânge. Dar tu, frate drag, aduci jertfa de ispășire, te-ai adus pe tine mai întâi. Atenție! Ai ispășit, ai adus, ai vorbești de la înălțimea capacului ispășirii, prin tot. Păi te-au contestat toți și predicatorii. Deci câți nu te-au adus în cauză pentru una, pentru alta, nu? Se aduc și între ei și te-au... La rând ți-a venit rândul și ție, nu? Deci atenție! Pentru că Domnul spune, eu am văzut după isprăvirea Nazireatului, nu? După ce te-au dat, te dau afară, ai de afară de aici, du-te dincolo, ies dintr-un loc, într-un altul, nu? Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului și să aducă jertfa lui de ispășire și ardere de tot. Ca tu să poți vorbi la cei din întuneric, ai fost tu în întuneric și ți-ai adus tu jertfa de ispășire și arderea de tot. Te-ai adus pe tine? Că dacă nu ar veni, că ce tot stai tu și vorbești împotriva fratelui tău? Vii și aduci vrăjitoria omului care o face pe vrăjitorul. Dar tu, pentru a putea vorbi și face judecător, să aducă jertfa lui de ispășire și arderea de tot. Respins de părinți, făcut nunta în parc cu o pungă de un leu și pentru trecutul de la ortodox, de la moaște, la Evanghelie și copilul și tot, nu? Deci toate lucruri care l-am lovit, dar l-am lovit cum am lovit pe cei ce loveau și cine știe cum i-a lovit pe ceilalți, nu? Tu
poți să faci o judecată așa cum Domnul cere, pentru că tu vorbești de la înălțimea capacului ispășirii. Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului și să aducă jertfa lui de ispășire și arderea de tot. Pentru că tu le aduci pe atâle, poți. Este ce am văzut. Locul pentru jertfe și să le aduci la cortul întâlnirii. Când eu am vrut să trimit un mesaj mamei mele și surorilor mele, să explic cu cuvinte, nu, ce s-a întâmplat la sărbătoare proturoacelor, să-mi scot dreptatea, să-mi fac dreptatea, Domnul m-a oprit. Nu, tu faci pe YouTube, tu aduci la, cu preoți, aduci la cortul întâlnirii. Deci, dacă cineva din casa lui Israel înjunghe în tabără sau afară din tabără un bou, un miel sau o capră și nu-l aduce la ușa cortului întâlnirii ca să-l aducă dar Domnului, înaintea cortului Domnului, sângele acesta va fi pus în socoteala omului acelui, a vărsat sânge. Deci când la regularii contii, regulațiune de contii, vă spun eu ce s-a întâmplat acolo, dar între noi, fără cortul întâlnirii, cu preoții, cu ceilalți oameni care ne aud, fără elementul cuvântul Domnului, cum judecă Domnul judecata pe care eu am pus atâtea, o mărturie, am făcut acel mesaj, o mărturie după Moise și am adus cu sărbătoare potroacelor pe cale digitală și le-am trimis lor. Dar eu nu aveam voie, mie Domnul m-a lăsat să aduc lor personal, să ne răfuim între noi, trebuia să-l aduc la cortul întâlnirii să știe preoții. Cineva a și spus, bă, da, a închis ușa Iosif după el când a făcut judecata cu frații lui. Da, dar noi știm astăzi. Da, dar eu n-am primit porunca. Eu am primit porunca voi să fiți participanți, să fiți cu mine, să fim în întâlnire pe această cale digitală, să vedeți judecata după Moise într-un conflict. Eu n-aveam voie și nici astăzi, nu? De aceea copiii lui Israel, în loc să înjunghe jertfele pe câmp, trebuie să le aducă la preot înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii și să le aducă Domnului ca jertfe de mulțumire toate aceste lucruri. Preotul să le stropească sângele pe altarul Domnului, la ușa cortului întâlnirii și să ardă greșimea care va fi de un miros plăcut Domnului, să nu-și mai aducă jertfele lor la idolii cu care curvesc. Aceasta va fi o lege veșnică pentru ei și pentru urmașii lor. Veșnic! Să le spui, dar dacă un om din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în mijlocul lor aduce o ardere de tot sau vreo altă jertfă și nu o aduce la cortul întâlnirii ca să o aducă jertfă Domnului, omul acela va fi nimicit din poporul lui. Trebuia să mă răfuiesc eu cu ei, personal, video personal, și soțul meu zicea, vâleu, să nu știe lumea. Da, dar Domnul spune, adu-l la cortul întâlnirii, cu preoții, că preotul trebuie să-ți ia spata, să o lege într-o parte și în alta, să judece preoții, chiar situația aceasta voastră. Nu faceți nimic fără preot. Atât este de important preotul judecător, nu? Jertfele lui Aron și fiilor lor trebuie să închid. Ultima care o citesc. În ziua 8-a Moise a chemat pe Aron și pe fiii lui și pe bătrânii lui Israel și a zis lui Aron, ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbec pentru ardere de tot, amândoi fără cusuri și să-i aduce înaintea Domnului. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui, luați un sap pentru jertfa de ispășire, un vițel și un miel de un an și fără cusuri pentru ardere de tot, un taur și un berbec pentru jertfa de mulțumire ca să-i jertfiți înaintea Domnului și un dar de mâncare frământat cu un de lemn. Căci azi vi se va arăta Domnul, ei au adus înaintea cortului întâlnirii tot ce poruncise Moise și toată adunarea s-a apropiat și a stat înaintea Domnului. Moise a zis să face ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Moise a zis lui Aron, apropii-te de altar, adu-ți jertfa ta de ispășire. Moise a zis lui Aron, apropii-te de altar, adu-ți jertfa ta de ispășire și arderea ta de tot. Păi, sunt păstori care vin, vrăjitorii, nu? Care aduc. Nu, tot felul de minuni povestite, dar el, adu jertfa ta, adu-te pe tine, adu-te prin ce ai trecut tu, ca jertfă, ce înseamnă jertfă? M-am jertfit, am trecut prin ce am trecut ca să pot, pentru alții, să pot sta înaintea altora, nu? Adu jertfa ta de ispășire și fă ispășire pentru tine și pentru popor. Adu și jertfa poporului și fă ispășire pentru el, cum a poruncit Domnul. Adu și jertfa poporului, vine și poporul, dar vii și tu. Că în momentul în care tu vii și aduci vindecări, dar unde e jertfa ta de ispășire? Dar prin ce ai trecut tu ca să ai copii? Ce copii sunt aceia? Puteți să nu mă mai ascultați, dar este ceea ce am văzut. Așezarea și sfințirea cortului
Domnul a zis lui Moise și a zis, în ziua întâi a lunii s-a întins locașul cortului întâlnirii, să pui în el chivotul mărturiei. Unde e mărturia? Unde ești tu? Prin ce ai trecut tu? Și înaintea chivotului să atârni perdeaua dinăuntru, apoi să aduci masa și să pui pe ea cele rânduite, după aceea să aduci feșnicul și să așezi candelele. Altarul de aur pentru tămâie să-l așezi înaintea chivotului mărturie și să atârni perdeaua la ușul cortului. Cine știe ce e perdeaua? Cine știe ce sunt aceste feșnice și vor apărea și vor veni, așa cum am găsit izmenele, nu? Îmbracă-i cu izmene, dă-le izmenele. Și a fost izmenele, adică curăția, cinstea, nu? Care adusesem acel mesaj al fratelui Nicu Butoi, care a vorbit despre izmene, adică îmbrăcămintea unui preot să fie îmbrăcat cu cinste, cu smerenie, nu cu vanitate, cu răutate, nu? Ci cu bunătate, nu? Ligianul să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să pui apă în el, să așezi curtea de jur împrejur și să pui perdeaua la poarta curții, să iei un de lemnul pentru ungere, să ungi cu el cortul și tot ce cuprinde el și să-l sfințești cu toate uneltele lui și va fi sfânt, Moise. Atenție! Să ungi altarul pentru arderile de tot și toate uneltele lui să le sfințești și să sfințești altarul și altarul va fi prea sfânt. Să ungi ligianul cu piciorul lui și să-l sfințești, apoi să aduci pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Spălatul cu apă, am mai spus, spălat cu apă, spălat cu foc. Cu foc, dacă omul e sensibil la inimă, îl omori. Cum i-ai spus ceva, acum gata, suferă, nu? Să-l speli cu apă, să-i spui adevărul, dar să nu-l doară, să-l iei cu lugu-lugu, nu? Să-l drăgălești și să-i spui adevărul, vezi că nu-i bine. Nu? Să ungi ligianul cu piciorul lui și să-l sfințești, apoi să aduci pe Aron și pe fiul lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Să îmbraci pe Aron cu veșmintele sfinte, să-l ungi și să-l sfințești ca să-mi facă slujba de preot. Să chem și pe fiii lui să-i îmbraci cu tunicile, atenție, și să-i ungi cum ai uns pe tatăl lor ca să-mi facă slujba de preot în puterea acestei ungeri. Ei vor avea pururea, dreptul preoției printre urmașii lor. Atenție la toate detaliile din tot mesajul, ca să fie o ungere, câte mișcări, câte elemente, ca să pui mâinile pe capul cuiva, ca preot, prin câte mișcări, elemente, trebuie să treacă un preot ca să poată spună, da, domnule, s-a făcut o minune. Dar nu iei o batistă, o pui pe capul omului sau ce mai iei, nu știu ce apă, o stropești și du-te și gata, apare mesajul. În ceasul acela s-a tămăduit. Nu, frați dragi, nu. Este sânge. Este sângele nostru. Jertfa înseamnă sânge adus pe altar pentru alții. Suferințe. Da, care este jertfa de ispășire pentru păcatele mele, dar care va folosi altor oameni. Atenție! A adus chivotul în cort, a târnat perdeaua despărțitoare înaintea lui și a acoperit astfel chivotul mărturie, cum poruncise lui Moise Domnul. A așezat masa în cortul întâlnirii, în partea de miază noaptea cortului, dincoace de perdeaua din lăuntru, și a pus pe ea pâinile înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Pâinile, tot ce adăugăm în plus. Nu? Fratele a adus o judecată cu pâini, cu cuvinte, atenție, cu cuvinte, pâini pentru aducerea înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Apoi a așezat sfeșnicul în cortul întâlnirii, în fața mesei, în partea de miază zi a cortului, și a așezat candelele înaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul. Apoi a așezat altarul de aur în cortul întâlnirii, în fața perdelei dinăuntru, a ars pe el tămâie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul. A așezat perdeaua la ușa cortului, a așezat altarul pentru arderele de tot la ușa cortului întâlnirii și a adus pe el arderea de tot și jertfa de mâncare, cum poruncise lui Moise Domnul. A așezat ligianul între cortul întâlnirii și altar și a pus în el apă pentru spălat. Amin.